Hei! Bine ai venit la podcast! Mulțumesc! Hey. Bine l-am găsit! Ia-mi-l, că acum discutăm! Hei, hei! Trebuie să merg mai încet ca să nu... Aha. Sunt bine! Nu l-am mai văzut pe Brânciu de foarte mult timp. Super! Deci aveți ceva de povestit. Da, da! Ia să-mi spui tu mie astăzi ce ai vrea să bei la podcast. Ce aș vrea să beau? Da, avem apă, cafea, ceai, vin... Tequila? Nu. Beau și apă și vin. Și apă și vin. Da. Bun. Atunci înseamnă că te așteaptă deja nostru și să mergem. Super. Unde intrăm? Trebuie să mergem. A, pe aici? Te primim un pic în Academie. Doamne și domnilor, v-am găsit. Este... E primăvară. E primăvară. E Antonia. A plecat sus. Ce drăguț e aici. Super. Foarte frumos. Ce culori. Lumina. Aha. Așa și acum coborâm spre podcast. Mama, am emoții, așa zici că... Da. Să vedem dacă e și la poți. Bravo. Noi pentru ce bine ai venit, Antonia! Aplauze pentru noi! Nu s-au terminat aplauzele! Hey. Aoleu, Dumnezeule! Funcționează aici, tine. Trebuie să-mi pun căștile, deci, nu, stau așa. Deci, așa, formidabil. Și când cântăm, marabu, așa. Eram poți? Gen... Dar n-are rost. E ok. Hai. Se vede ce... Vezi ce înseamnă o femeie puternică? Acest scaun este foarte greu. Antonia a făcut așa. Da, te pune scaunul cu mine? Ha, scuze. Oh, 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 oh. Și că cine știe că de, de, da, ceva păi nu, greu. Aici dacă poți să mă scaunul, deja ai făcut sală. Da? Da. Zi-mi cum a fost drumul până aici. Am stat pe telefoane. S-au terminat bine telefoanele? Ai făcut Dominic o prostie. Ce chestie! S-a certat cu niște colegi. Foarte bine, pentru că și la mine se întâmplă la fel. Super mișto. Și să vorbim așa? Dar fii atent aici, ți se dat telefon de la școală? Alo? Fica dumneavoastră și-a rumâna. Oh, nu, Doamne. Nu, la mine mi s-a dat. Da? Da, nu eram eu la telefon, a răspuns soția mea la telefon și a zis, cred că mine i s-a rupt mâna. Și atunci s-au terminat toate zâmbetele și s-a dus după aceea la urgență și așa mai departe. Dar cum s-a întâmplat? Așa mai pe scurt. Pe scurt, era la handbal, iar ea nu este specialistă în handbal. Și a căzut, ea, nefiind împinsă, a căzut pac pe teren și și-a pus cumva mâna, a căzut pe mână. Săraca. Dar după aceea, când s-a dus la basket, Toma, cel mai mic dintre cei copiii mei, Toma s-a întors cu un ochi vânăt. Dar în același, un antrenor de la basket, alo? Nu vă panicați. Nu vă panicați. Așa începe. Nu vă panicați. Toma are ochiul vânăt.
Da, wow. Deci, la el cum s-a întâmplat? Toma de obicei, nu, exact, exact, la basket. Talonări și de obicei îi place să se bată cu cei mai mici, să se bată cu cei mai mari decât el, cei mai înalți. E bine, are tupă. Da. Da. Și a mie mă sună de la școală uneori, de la gen doctorița sau... Da. Nu s-a întâmplat nimic, doamna Antonia. Doamna Antonia. Dar, să nu fie, dar n-a fost. Momentan nu s-a întâmplat nimic. Băi, stai puțin. Noi n-am fost la fel? Ce, ba da. Eu mi-am spart gura de multe ori. Nu cred. Da, mai împingeam pe o fetiță pe un leagăn și mi-a venit înapoi. Pum, sânge peste tot. Și dinse, exact asta i-am luat lui frate meu. Da, mereu aveam ce aveam când spărgeam gura. Mereu. Nu cred. Da. Dar eu eram și mare și mi s-a spart gura, știi cum? Ai vorbit prea mult. Nu. Eram la... Cântam în timpul concertului. Ăsta e microfonul, ăsta e prea mic pentru microfon. Și cântam. Ah. Și am înțeles... When fall... Și am dat... Nu, eu când, din când în când mă mai lovesc. Și eu, în dinte. Ok, da. Nu mi-l sparg. Dar trebuia să vină un tip din spate, că așa era regia, să-mi ia. Mamă, și mai ți-a dat minte? În gură. De două ori, exact, bravo, oră de două ori. Wow. Dar una s-a lăsat cu ăsta jumate. Aoleu. Iar tu știi ce înseamnă să te uiți în oglindă de dimineață? Ție ți s-a întâmplat asta? Da. Și ce ai făcut cu celălalt? L-ai scuipat? L-ai înghit? Nu, l-am simțit la limba. L-am simțit pe limba, zic, cine știe, poate îmi trebuie. Exact, și l-ai pus. Păi da, să lipească înapoi. Dar am avut o doctoriță foarte bună, stomatolog, care efectiv și acum mi-a spus, după ce mi-a pus o chestie aici albă, mi-a zis, fii foarte atent când muști din măr. Că se poate întâmpla iar, nu? Și de fiecare dată când văd un măr, mă uit la el. Cine mi s-a rupt până acum? Deci nu mă interesează. Asta e viața. Da, mă, cu copiii și cu... Știi foarte bine. Vrei să-ți fac introducerea cea mai tare pe care ai avut-o vreodată? Ia. Yeah. Oh, ai schimbat. Mamă, asta e pentru noi? Da. Mi-e frică. Deci, ăsta este podcastul vieții tale. Like an essay, gen de la școală. Da, ceva. Este, da, ăsta eu sunt. Pentru tine essay fac. Adică dacă Antonia nu merită essay, atunci cine să merită essay? Fii atent aici. Essay. Introducere. Ce făceai, beatbox? Nu, nu, rap. Nu. Pe data de 12 aprilie 1492. Ce? Stai, mă, asta e, nu știu. A. Christopher Columb. A. Descoperea tărâmul care ulterior se va numi America. Dar el nu avea habar că notorietatea acestei date va fi umbrită de un eveniment senzațional. Pe 12 sau 12 aprilie 1989 venea pe lume Antonia Clara Iacobescu. Super. Vreau să clarific cu tine o chestie și vreau să te întreb dacă... Deci ești foarte pregătit. Da. Deci scoți chestii, mai scoți ceva de sub masă. Cine e aici? Adică, eu. Deci asta e... Mi-e drag de mine așa, drăguță. Băi, deci ăsta ca ăsta. Dar dacă eu te vedeam pe stradă, cred că dacă îmi ziceai, nenea, eu sunt nenea, eu fiind nenea. Nenea, aș vrea o înghețată. Sigur că da. Oh, mulțumesc. Dacă ne... Uite un Lamborghini! Nu e o problemă. No, bine. Deci nu e o problemă. Pentru mine nu era o problemă. Dacă tu ești asta, într-adevăr, ești singura persoană pe care o știu, scumpă mică, scumpă mare. Ah, mulțumesc. E formidabil. Adică nu s-a schimbat, nu te-ai schimbat deloc. Întrebare. Deloc. Ai fost vreodată urățică? Niciodată. Ba da, am trecut și pe perioada aia. Nu cred. Eram așa lungă, fără forme. Așa cu... Năsucul mare, ceva ciudat, rău. Nu există așa ceva. Ba da. Am datele oficiale. Ba da, am și eu un telefon. Adică tu vrei să zici asta? Nu, aici eram drăguță. Oh, nu, mai târziu, în adolescență. În adolescență? Da. Făceam mișto de mine că n-am forme.
am sân, știi că acolo, știi. Da, fetele alea care erau, ce bune sunt. ca să ne înțelegem și ca să știe toată lumea, pentru că ai mei colegi s-au documentat pe partea de muzică. Eu m-am documentat pe partea de biografie. Ok. 5 ani, la 5 ani am plecat din România. Da. Și la 18 te-ai întors. Da. Și te duci și ai stat în statul Utah. Yeah. Și ai făcut gimnaziu în Las Vegas. No, liceu am început. Liceu în Las Vegas și după aceea unde l-ai terminat? Tot în Las Vegas. Așa? Da. Și după ce am terminat liceu aici. Deci pentru oricine care aude, am făcut liceu în Las Vegas. Sună gen păcănele. Aveați și păcănele la școală. Nu, de fiecare dată mă gândesc că trebuia să mă urc în stratosferul ăla, să mă duc așa, dar nu m-am urcat pentru că mi-era frică. Noi abia așteptam să plecăm de acolo. Era foarte boring, adică e un oraș de adulți acolo, știi? Corect, bravo. Și ne plictiseam, bine, aveam petreceri, dar chiar este una... Te plictisești. Exact asta am avut senzația, că practic copiii... Unde să stea copiii acolo? Nu e un oraș de familie. Unde să fii? Hai un kindergarten frumos în aer liber. Ce mai? Erau tot vreo de și mai ales seara, n-ai unde. Bine, acolo ce vedem la televizor e ca o bucățică lungă de stradă toate. Da. Pe lângă sunt case, apartamente, știi? Chestii normale. Corect. Mijlocul deșertului. In the middle of the... Fii atentă. Mi s-a părut senzațional când am aflat că asta e o declarație de a mamei tale. Doar mama și tu ai declarat. În primul rând, dăm voie să o spun. Eu știu pe mama ta, da? Pe Denisa. Denis. Că urăște când zice lumea Denis, așa. Denis, iartă-mă. De azi înainte, it's fine. E okay. Denis, forgive me. Da. Deci, Denis Iacubescu. Este senzațional numele, Denis Iacubescu. Mama ta zicea că atunci când erai adolescentă, toată lumea vroia ca tu să te ocupi de copiilor în vecinătatea casei. Da, am fost un babysitter foarte bun. Mi se pare senzațional. Mie mi se pare... inconștiență, adică gen... De ce? Aveam 9-10 ani, ceva de genul ăsta și lăsau oamenii copiii pe mâna mea. Păi uite acum ce se întâmplă. Tu ai venit aici să vorbim... E weird, adică eu acum să, nu știu, să apelez la o... Și, uite și asta mica mea asta cu băieții, da. Și ea, bine, ea face 13 ani. 13 ani, da. Dar... Când era mai mică, bine, poate e altfel că e sora lor, nu e un exemplu bun. Nu aș avea încredere într-un copil care... La 10 ani. Era o familie, mi-amintesc și acum, nu știu câți ani avea copilul, avea, cred că 3 ani, ceva genul ăsta, și un bebeluș de 11 luni, ceva de genul ăsta. Și eu singură, cu ei acasă. Și mă mai uitam prin frigidere, că asta îmi plăcea să fac. Să văd ce mâncare au pe aici. Bine, unii aveau camere, știi? Și deci gen... Da, mă prefăceam că trebuie să nu seau niște apă, dar scanam totuși și mai e de mâncare pe aici. Da. Asta era... Îmi zici de parcă ai fi fost o devoratoare, mâncai orice. Nu mâncai orice. Da, îmi plăcea să mănânc și acum îmi place să mănânc. Dar nu... Arderile. Alea sunt mai lente acum, cu cât înaintez în vârstă, dar e ok. Și în același timp, tu ai început să faci fotografii pentru cataloage. Mi se părea senzațional că tu câștigai peste 1000 de euro la un shooting cu... Ai da, făcut... atât? Nu știu. Mai cât era, mai cât era cu... Ok, zici și tu mai mult, da. Băi, de... Deci, efectiv nu mi-amintesc. Deci era în perioada câștigam în care... Câștigam bănuții mei. Câștigai bănuții tăi, dar în două părți, practic de fiecare dată și tot mama ta spune că tu ai fost cea care a construit financiar venirea înapoi în țară. Da, da, da. Mi se pare extraordinar. Și întotdeauna îmi spuneam părinții, uite, că-ți bănuții tăi, ai muncit pentru ei, te rog, jumate îi păstrezi, cumperi ce-ți dorești tu și jumate îi pui deoparte, știi? Pentru vremuri. Adică n-ai de unde să știi, pentru orice urgență. Și așa am crescut cu mentalitatea asta, adică să niciodată să nu să pui... cheltui. Da. Doar din când în când, așa, când cumpăr haine pe net. Nu e singura. Cel puțin 90% din familia mea face exact același lucru. Da, bineînțeles, doar o șosetuță. O șosetuță. Păi, poate un tricou. Un tricouaș. Sau o șepcuță. Un accesoriu, ceva. Și ne oprim cu bugetul. Da.
mai păstrezi ceva amintiri din, de la cei 5 ani de zile? Eu personal nu mai țin minte nimic înainte de 5 ani de zile. Asta, am mai avut discuția asta acum, nu știu, câteva zile, că mă oftic și îmi pare rău. Chiar nu, n-am amintiri. Sunt unii care, când aveam 11 luni, mi-amintesc când și eram, wow, ce mă reinventează să facă pe internet. Dar nu vreau să fiu rea sau ce, nu, poate chiar așa este. Am o Ia, ce mai e? Am o fotografie. Am o fotografie. Ha, e doar laptop, am crezut că, mi-ai printat o fotografie, că mereu e ceva nou. Nu, sunt, am o fotografie așa. Cu tine și cu familia ta. Oh my goodness. Și să-mi spui, o recunosc pe mama. Oh, wow. Te recunosc pe tine. Și tatăl meu în spate, da. Și domnul ăsta e un... Nu mai ții minte. Nu, dar nu e nimeni din familie, e o cunoștință. Deci eu cred că aici era cea mai comită fată din lume. Cred că mama o să-i fie rușine dacă a arătat asta. Bine, că poți să găsești pe net, dar... Da, să știi că ieri am dat follow mamei tale. Da? Da. Ce drăguț. Denis, vezi că... Ce, ai mai întrebat-o niște întrebări? Nu, n-am întrebat-o deloc. Nici. Vreau să fie o surpriză întrebări. Și pentru ea podcastul ăsta. Ok. Da. Iar în ceea ce privește... Am câteva fotografii, dar știi cum e chestia asta la tine? La tine... Fiecare fotografie reprezintă o stare senzațională de spirit. Super, mulțumesc. Uite, de exemplu, asta e specialistă și e singura care asta ești tu. Aoleu, dar de mică. Nebună, da. Simpatică și mereu... Așa am fost de mereu mică. Pozitivă. Da. Exact lumea ca mai, mine. Mai crede, știi, că m-am mai acuzat exact ca tine. Da, exact, e normal că... Mie... Tu ești un copil, nu? Ăsta sunt și eu. Și la fel. Iată primul podcast cu doi copii, deși fețele noastre da, ne-au fețe mai, potrivi, da. Mai mature și chipul am trecut peste 30, unii chiar peste 40 de ani. Dar asta mulțumesc nu contează. A. Și eu mă simt așa. Și pentru că oferim un spectacol vital celor care sunt ce în față. Ce mai scoți? Nu mai scot, doar da. Colegul meu are o inițiativă și eu preiau. Iar acum, alături de Antonia, vom cânta piesa Din lumea noastră. O lume minunată în care veți găsi copii. A, ceva de genul ăsta. O lume cu mult soare și mii n-am de crescut cu asta, da. Pentru copii. O știi. Atât și. O lume cu mult soare și Antonia veți găsi. Iarăși? Numai copii. Și o lume cu iubire și muzică veți cânta. Pentru copii. Ai fost vreodată față în față cu cu o melodie când ți-ai adormit copiii? Trebuie să fie adormit vreodată copiii, asta sigur s-a întâmplat. Ce, stai, mai punem încă o dată. De exemplu, când eu mi-adun copilul. Da. Sau? Așa. Când îmi ador copilul, îi cânt... Nu le cânt. Le pun muzică de pe YouTube din aia, de, cu ploaie, cu relaxare, muzică de relaxare. Interesant. Eu știu ce-i cântam prima dată, știi ce-i cântam? Vreo piesă de-a ta, ce? Nu. Da. Vine să fac așa, acum că am foile astea. Da, acum da, perfect, numai că... De știri, ceva. Ce piesă cântăm? Alte foi! Da, astea sale tale. Fantastic! Deci, asta-i cântam eu copilului. Aha, am vrut să fac o glumă, să zic vreo piesă de-a mea, dar am zis că... Asta-i cântam copilului, când i-am... Cum o cântai așa mai... Caută cuvintele, hai că eu le știu. Știi tu cuvintele? Și cum erai? If you can bring me down, then you can bring me up. Don't make me... De ce mă uit la cuvinte? It's party. If you can bring me down, then you can bring me up. Eu aud perfect. Yeah. Eu-s puțină cită. What do I feel when you're making me ill? You're a drug. Nu se aude, că e zucită. Ești perfectă. There's no... Trying to think we can partner today. You're my love. Oh. You are my love. Și tu. Jamaica.
Jamaica, de mult am vrut. Asta e foarte mișto. Deci, trei și what do I feel when you're making me ill? You're a drug. E perfectă. Da, baby. Haide, așa, 3 secunde. Hai și Savanura ți-am zis de vocea mea, că eram acum s-a găsit. Făcut de, știu, dar m-am făcut de râs. Ții de partea aia când o să o ții, nu? Deci niciodată nu te faci de râs pentru că tu ai o voce foarte plăcută. Nu, acolo a fost ceva rău când am urcat. Ești prea dură cu tine. Nu, a fost ceva rău. Când ai urcat? Și începe lumea. Vezi, nu știi să cânți. Nu. Iuc. La câte note am falsat eu aici, stai tu liniștit, că nimeni nu că acolo am băgat puterea. Dar asta e mișto. Ce înseamnă oasa fanura? Eram sigură că mă întreb. Pe vremuri, remember? Se zicea omul care a scris piesa că are un prieten arab și că înseamnă văd dragostea prin ochii tăi. Acum Băi, sper că asta înseamnă. Ați auzit, nu? Dar acum sunt mai multe dialecte, mai multe, nu am știu înțeles. Din ce parte. Este frate cu melodia aia. I can see clearly now the rain is gone. Da, ceva de genul. Asta mi s-a spus că înseamnă. Da, frumos. Unde ai intrat în amintiri? Nu, am mai văd dragostea prin ochii tăi, asta e. Deci, practic, când se uită la tine cineva, scuze-mă, te-am călcat? Mă, duru. Dar în fine. Vreau să te întreb dacă din vechii tăi prieteni okay. ai mai păstrat legătura cu cineva. Desigur, cu mai mulți. Vorbesc serios și vă sunați? Mai mulți, gen 3. Bun. Știi cum ne a fost? Sunăm pe FaceTime, scuză-mă că te-am întrerupt. Nu, ne sunăm pe FaceTime. Asta am vrut să spun, stai că mi s-au uscat buzele. Nu, ni s-au uscat buzele. By the rivers of Babylon. Deci asta se face la tine, mănânci. Aici este pachetul pe care... Mulțumesc, iubirea mea. O știi pe Andreea? Am făcut cunoștință cu ea, da. Băi, tu chiar tot ce cânt eu pui pe pian, formidabil. By the rivers of Babylon. Ala nu era numai copii? Acum suntem adulți. Na. A, eu încă am căștile. Vreodată ai vrut să mă anunci pe mine să nu, gata căștile. Dă jos căștile. Am să punem măștile. Am transpirat la urechi oricum. Deci fii atent aici. Eu am aflat că tu mănânci foarte, foarte bine. În sensul în care mănânci, cum se spune? Sănătos. Iar ăsta este super sănătate, ce spun acum. Iartă-mă, o să asta e o cameră. Nu cine știu. A făcut asta? Eu. Comandată? Nu, tu. Da. Ah, wow, bun. Eu am făcut asta, am combinat niște avocat. Da, știu, parcă mi-ai spus că o să-mi faci și mi-ai zis deja acolo un mesaj. Da. Ți-am spus să nu mănânci foarte mult. Am uitat, da. Ai mâncat ceva înainte? Corect. Puțin. N-am putut să rezist. Puțin, iartă-mă.
Definește... Am mâncat o salată de caracotiță. O salată de caracotiță? Da. Deci eu asta mănânc astăzi. Și este vorba de... Cum facem, gen... Fii atentă, deci fii atentă. M-am gândit în filme. Ba sus, ba... Da, asta e secretul. Ba sus, ba jos. Când faci așa, vorbești, poți să faci orice. Sau poți să faci așa... Se aude? Poți să faci așa. Și... Cum îți mai merge viața? Vrei să facem ASMR? ASMR? Când am auzit de ASMR, mie nu mi-a venit să cred. Dar într-adevăr sunt oameni care fac așa. Mie îmi place. Uite. A, mai că și... Aud cum mănâncă Antonia. Acum nu mai mănâncă. Face bulbuci. Acum... Aia n-am înțeles a fost, dar eu cred că a fost ceva interesant. Deci eu... Gen... Nu știu, așa văd pe TikTok. Zi-mi cum... Eu mă uit la astea. Dar și eu m-am uitat pentru îmi că... Îmi plac, dar unele devin ciudate și deja sunt... Deci cum să... Cât să mănânci? Nu poți să mănânci friptură că nu se aude. Nu poți să mănânci... Poți să muști un măr. Dar nu e cu mâncat. Îți vorbește așa. Cu vorbitul. Și pe aia am mai dat și gen mai trimit randafiri pe TikTok la o fată care o urmăresc, adică okay. Bănuți, că îmi place mult de ea. Nu, bănuți sau randafiri? Dedicații, nu știu, ceva. Eu emit emoticoane. Da, așa. Nu emoticoane, e altceva. Învață-mă. Trimiți o chestie și depinde câți bani ai în cont, nu știu, e un emoticon care valorează o anumită sumă de bani. Și poți să trimiți din astea. Ca la dedicație, efectiv. Am înțeles. Și, și trimit că sunt fană și ea mă vede acolo că arată de la cine prim și Antonia. Dar se bucură așa. Antonia. Și pe aia face... Și face ca și cum mă mângâie pe cap. Nu cred. Și eu țin telefonul așa și fac așa și Alex se uită la mine și e gen... De ce? Gen, ce faci? Dar mie îmi place, mi-e drag rău de ea. Cum o cheamă? Trebuie să mă uit pe TikTok. Pe TikTok trebuie să o urmăresc, nu? Da. Ha, de azi înainte știu ceva. Trimit... N-ai zis dacă we have to mix it. Da, ai dreptate, mă. Putem să o mixăm. Ce frumos e asta, păcate. Avocado. Da, e sănătate curată. Avocado, castraveți. Sosul s-am uitat cum se numește. L-am pregătit în secret și am uitat. Da, da. Mai bine nu spui. Așa. Brânză. Să-mi zică cineva dacă greșesc și... Și hrean. Deci eu mă simt curat. Unde sunt burgerii de altă dată? Unde sunt micii? Unde sunt șaormele? Măi, dar eu nu mănânc chiar așa în fiecare zi. Da, da, ți-am zis. Îmi trebuie și o bucată de carne pe lângă, ceva. Antonia, începem curat. Mai ai ceva? Și terminăm... Murdar? Hai să zicem dirty. This is fancy. Mm. It looks like a throw up. Foarte bun. Păi da, așa e mixaj, uite, așa e un mixaj. Yummy. Am un mixaj, ce vrei. Mm. Perfect, bine, am înțeles clar. Tu ce tai. Așa. Vreau să-ți spun că pentru mine a fost... unul dintre clipurile pe care le-am văzut și bineînțeles că tu erai centrul atenției. Mă refer strict la Morena. Morena a fost pentru noi, toți de aici. Ce pregătit ești. Cum, dar cum să fiu altcumva, mă, dacă nu pregătit? Când m-am născut, mi s-a spus, copiile! Mi s-a spus în 1972, fă calculul, do the math. Copiile! Peste 50 de ani, o să întâlnești pe Antonia față în față. Să fii pregătiți. Și uite, așa ursitoarea a patra. Eu am avut patru ursitoare. Una mi-a zis, stai liniște că o să fie tot ok. A doua mi-a zis, o să ai patru copii. A treia mi-a zis, o să te îndrăgostești. Și a patra mi-a zis, vezi că o să vină Antonia la 50 de ani. Asta mi-a într-un podcast. Nu știu de ce, de faza când ai apărut un team building. Nu știu de ce. Copile, zici că nu știu, zici că erai tu. Da, cineva mi-a zis zilele trecute, am filmat pentru o emisiune la ProTV și
șurubel, s-a uitat așa la mine și mi-a zis bună, dar mi-a zis așa bună ziua retras. Și de ce te uiți așa la mine? Nu știu, dar de fiecare dată când te văd, parcă vine Dumnezeu. Da, da, da. Zic, șurubel, exact. Calmează-te. Că ai făcut acum copile, m-am gândit la, da, da, la da, da, tine. Micuțul e cel care a fost cel mai uimit, în rest, tot în regulă. În 2009 se lansa Morena. Dacă aș întreba pe colegii mei ce senzație au avut când au văzut una dintre cele mai telegenice fețe, adică a ta, belongs to you. No, dar ce clip, Doamne, ce rușine. Bă, nu e, să știi că vrei să... Foarte rușinos. De ce? De ce crezi? It's cheesy. Doamne! Și fiecare dintre noi a făcut o dată un cheesy. Unii nici măcar n-au făcut, au pus lyrics, video lyrics. Asta e așa o piesă tristă, nu știu. Crezi? Da. Ia, ia, scoate vreo piesă. A, o dăm pe asta? E foarte complicată piesa asta, să știi. Morena. 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 I give you my love. That was deep. Morena. I give you my love. Oh, why, oh, why? You don't love me and you say goodbye. Say goodbye. If you believe me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Fire, fire. Why, oh, why? You don't love me and you say goodbye. If you leave me, I will make you cry. Make you cry. Boy, you set my heart on fire. Take me higher. Morena, 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 I give you my love. Oh, got it. That's the morena, 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 I give you my love. Și așa, au, iei! Solo! O place ăsta, nu? Yeah. Wow, a transformat în ceva de Carlos Santana! Da, da, Carlos! I give you my love. Morena, 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 I give you my love. Tocmai mi-a atras atenția. A, știu ce vrei. Tocmai mi-a atras atenția și chiar o facem pe muzică pe asta. E tot. Ce vorbești, băi? Uitați, uitați, că eu alimentez. Morena, rena, rena, rena. Morena, rena, rena, rena. Pense în Zamfir. Vezi? De asta îmi place mie Antonia. Este ce omul care în orice găsește joacă. Da. Antonia, bine ai venit la noi. Antonia, bine. Scuze-mă, a fost prea deplasat? Nu, stai liniștită. Măi! Iată! A, trebuie să spun la tine, gata! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Peste câteva săptămâni o să fie ziua Antoniei! Da, da, da! Am o lună!
crească. Mamă, fac 34 de ani. Asta e un alb mai... Asta e din aia de Queen. Da. Deci, efectiv, e cel mai mare copil pe care l-am cunoscut vreodată. Tu mie îmi zici, tu ești. Nu. Da, da, m-ai mai ghicit, dar nu. Nu vreau să se vadă atât de clar. Morena. Deci, Morena, iartă-mă, dar primele... Da, zi. N-am așa, așa, așa. Om, dar nu, 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 așa rămâne. Pe măsură ce terminăm versurile, le aruncăm. Stai că s-a obsedat-o curățenia, gen, fac și pe aia îmi stă pe creier, că văd acolo pe jos. Morena, morena, morena... Grea piesă, nu? Foarte complicat. Nu e o chestie specială, să știi că noi o să facem din ce în ce mai grele piesele. Nu, dar pe vremurile alea când s-a scris piesa asta... Ce s-a întâmplat? Puțin mi-a fost așa, nu rușine, dar gen... Erau niște cuvinte foarte simple, gen ABC, 1, 2, 3, din alea, gen separat de copil. Dar după aia am prins că genul ăsta de piese cu vorbe așa simple rămân în cap și e ușor, da, pentru lumea să... Da, într-adevăr. Și după aia am trecut peste. Da, dar nu dacă făceai, de exemplu, ceva, timp de da. 14 ani același tip de piese, atunci cu siguranță, dar da. Cu toții... creștem. Da, nu, dar îi mulțumesc, adică gen piesa a fost, m-a lansat practic, da, piesa asta. Da, așa s-a întâmplat, pentru că după aceea a venit anul 2011. În 2011 s-au întâmplat două lucruri. Ha, nu mă las să mă uit. Nu, nu te las uiți. În 2011 s-a întâmplat așa. Mă, nu trage cu... Am plecat undeva. Ai plecat undeva. Ai plecat. Nu ne imagina. Deci, dacă am împărțit-o greșit... De ce tot beau ăsta? Da, până jos. Da. Dacă am împărțit-o greșit, iartă-mă. Nu, n-am nicio treabă. E problemă. De când ai lansat piesa în 2011, Pleacă? Da. Zi-mi cum a fost. Ți-a dat telefon copilul ăsta, nu, Cornel? Nu. Mi-au spus de la... De la casă de discuri m-au anunțat și au spus că ai vrea să faci o colaborare cu un band rock. Și eram, eu? Mi s-a părut foarte ciudat să cânt. Nu știu, eram mică, la început, nu concepeam, adică eram... Eu știu de ce te întreb, pentru că eu dacă vreau să fac o colaborare cu tine, cu cine vorbesc? Mulți până când ajung, glumesc. Așa? Cu cine vorbesc? Vorbesc. Nu e ușor. Uite-le acolo. Ah, ok. Și mai e încă unul. Da, nu e aici. Mai e încă unul. Da. Un tip cu ochelari. Da, okay, bravo. Un tip cu ochelari. Misterios. Da. Da, nu, și am zis, da, de ce nu, hai să încercăm. Și iată că s-a născut piesa asta. A fost o experiență nouă pentru mine și foarte frumoasă. Dar credeai că o să aibă atât de mare succes piesa asta? În primul rând aveam emoții că nu mă potrivesc. Și nu știam. Știu că piesa a fost lansată înainte să o fi. A cântat-o la Eurovision sau ceva de genul ăsta. Am înțeles, da. A mai fost lansată. Am înțeles ce zic. Și după ce a făcut refăcut-o cu tine. Nu știu istoria. Da. Am înțeles. Da, și nu mă așteptam. Dar nici nu știu prima variantă, cred că a murit. Asta da. A fost cea care Da. Nu mă așteptam. A fost tare rău. În concertele tale o cânti acum? Nu mai cânt. Nu o mai cânti pentru că ai mai vrei să o cânti. A mai apărut alte piese care mă regăseam mai mult în ele, știi? O să studiem și acele piese, să văd în care te regătești mai bine. Da, multe care n-au avut succes, dar mie mi-au plăcut. Pe alea le performez. E dacă cântăm acum o piesă de-a noastră care n-a apărut deloc pe radio și nouă ne place, dar nu contează că n-a apărut pe radio. Dar în cele ce urmează, noi vom veni către voi cu melodia Pleacă. Oh, here we go. Wow, de când n-am mai cântat piesa asta? Trebuie să ne punem pe semnure. Încep tu, nu? Da. 1, 2, 3 și... Era miercuri spre joi. Mă iubeai până la cer și înapoi, două nopți mai târziu. Nu puteam să zbor să...
fiu. Poza ta la minut, yeah. O scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe al. Adio, adio. Scramă la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor. Am rămas ca un mut. Pe bune? Nici n-am mai apucat să te sărut. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor. Fericirea mea la naiba. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Pleacă, pleacă, mâine o să-mi treacă. Mai cap. Wow, am dat-o pe Adonia. Numai tu mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor. Noi am pregătirea. Bă, nu, ce trebuia să cânt acolo? Yeah. Lasă-mă să... Sau ceva, sus, rău. N-am venit pregătită, îmi pare rău. Nu, erai pregătită. Deci piesa asta n-am cântat-o niciodată așa. Păi n-am cântat nicio piesă de acolo, așa cum cântă. Da. Băieții minunați. Așa. Dacă, de exemplu, am dat-o în altă, într-un blues. Nu, dacă am dat-o într-o chestie de genul ăla. A, zi tu, pleacă și pe adaug ceva. Aiau și zic. Pleacă. Asta e vocea ta, e pentru tine. Pleacă. No, 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 pleacă. Aș cubere, bobo, pleacă. Mâine o să-mi treacă. Pleacă. Pleacă. Mâine o să-mi treacă. Pleacă. Pleacă. Mâine o să-mi treacă. Pleacă. 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 Mâine o să-mi treacă. Pleacă. Pleacă. Ba, ba. Hai zi-te de aici. Marș. Hai, pleci. Du-te. Nu plec nicăieri. Colo. Du-te încolo, nu sta în drum, că te iau în coarne acum. Și dacă mă enervez prea mult. Aoleu, scooby-doo-doo-doo-doo. Down. Vrei să o continui, dar nu mai merge. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Pleacă, pleacă. 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 Deci a și improvizat. Și, deci, eu, și zic, cum fac colaborarea? Îți dau trebuie. Mai facem încă un... Alu, bună ziua, aș dori să vorbesc. Un gen? Din gemuri se naște Electra. Din gemuri se naște piesa. Pleacă, pleacă. Da. Vreau să spun că tu n-ai stat departe de televiziune în toată perioada asta. Hai să spun pe unde ai fost. Ești pregătită că ai mai uitat. Ai fost jurat la Kids Sing. Oh, yeah. În 2014. Da. Și în 2017 nu te-ai lăsat și te-ai dus să... Mai ții minte? Do you remember the time? Mai ții minte ce ai făcut? Fost la Răzvan și Dani?
Voi cu toții am trecut pe acolo. Mai devreme sau mai târziu, nu. Ce, la The Four? Sau nu, încă nu, nu am ajuns acolo? Not yet. Ce-am făcut după aia? În 2017 ai fost la... Vezi ce memorie. Uite cine dansează. Așa, măi. Da. Ai fost cu Alex? Da. A fost o perioadă grea atunci. De ce? Vezi? N-ar trebui să scoatem asta? Sau nu? E când okay. Vrei, nu? Bine, nu. Nu, pentru că abia născusem. Așa. Al treilea copil. Corect, mă. Și m-am mâncat imediat în proiectul ăsta. O lună după ce am născut. O lună efectiv, după ce ai născut? O lună, aproape două, ceva de genul ăsta. Și mi-a fost greu să fiu departe de cel mic, dar am zis că e o oportunitate de tare. Și de ce și câte luni? A durat vreo câteva săptămâni? Săptămâni, dar nu mi-amintesc exact, dar a fost un challenge. Pentru că nu fusese niciodată într-un emisiune care îți dansează. Ce cântăm aici dacă dragostea dispare? Tare. Dacă dragostea... Nu. Sa. Nu-mi pare. Nu-mi pare. Auzi, dar tu știi că floricelele tale vin din America? Da? Și ți-a venit un pachet de flori? Da, din America. Din America. Posibil că am ascultat foarte multă muzică R&B în viața mea. Dar uite, acum, uite, având în vedere chestia asta, vreau să te întreb, ce influență ai avut tu din America? Adică în momentul ăsta, când te gândești la un cântăreț sau cântăreață, de acolo, din America am luat... Ce-a foarte mult Destiny's Child, Alicia Keys, astea, Usher, nu ăsta mai urban. Eu am și clapă în gât. Mai devreme, you remind me of a girl that I once knew. Mai. Și de la Destiny's Child. Ți-a plăcut în special aia cu Survivor? Mai ții de? Nu. I'm a survivor. Nu. Îmi plăcea say my name, but no one is around you. Say baby, I love you. Da. Say my name. Da. Am cântat-o la un talent show în clasa 6. În clasa 6? Da. Eu cu o prietenă mea era mexicancă și ne-a făcut mama ei la mașina de cusut niște... costume, de costumații. Aha. Ca în clip. Doamne, nici nu vreau să știu cum arătam. Dar eu nu, și eu am... Și aveam guma în gură când nu cântam. Cred, și cred. Mama era pe primul rând, uite-ți guma în gură. Nu cred așa ceva. Și eu, de emoții nu-mi dădeam seama, știi? Dar nu te gândi că făceam... Nu eram așa, dar la capătul frazei muzicale. Nu știu ce a fost în capul meu. Ia auzi. No one is around. Say baby, I love you if you ain't running. Say my name. No one is around you. Say baby, I. Yeah. What is up with this? Tell the truth. Who you with? How would you like it if I came over with my click? I'm trying to sing it now. See you got around when 2 seconds ago. Said you just got in the house. It's hard to believe that you are at home. Yourself when I just heard the voice or the voice of someone else. Just this question, why? Got a few, you gotta buy. Getting caught up in your game when you cannot say my name. Say my name. No one is around you. Say baby, I love you. If come on, baby. Say my name. Say my
name, say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. I gotta tell you. Say my name, say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. I love you, love you, love you. Say my name, say my name. Ooh, bine. What's my name, Antonia? Wow, Horia. Ce tare, sunteți foarte frumos. Super. Foarte frumos. Noi am cântat asta la ultima nuntă, undeva în Negreștuaș. Cineva a zis si! Și am zis, da, clar, e say my name. Și am început să cântăm. Mă, pe bune ați cântat asta undeva, ați improvizat, ce foarte frumos. Super, foarte talentat. Dar știi de ce am improvizat? Pentru că tu ai fost muza noastră. Nu-i așa, băieți? Yes, of course. Oh, thank you. Da, da. So, of course, my horse. Asta era panta mea din tinerețe. Of course, my horse. Of course, my horse. Pe bune, asta era panta mea din tinerețe. De fiecare dată o spuneam. Nimeni nu mă înțelege la Brașov. Știi, în locul în care am stat... Desigur, calul meu. Sună... Da, no. Aveam pantele noastre de tinerețe, nimeni nu înțelegea. Dar asta e viața. Eu te înțeleg. Mai zi ceva. Nu, zim pentru că ai zis de for. Deci stătea, The four. Pentru mine ar fi fost o provocare, ca să nu spun un challenge. Așa. Să stau la masă cu Carla. Am mai stat cu Carla la masă. Cu Feli. Da. Și aici Chelu. Cu Chelu. Deci eu cred că a fost... Pentru că în partea altă Carla toți este... Toți foarte diferiți. Carla e un fel de... El era fix lângă mine. Aici, Feli și Chelu. Lipsa să fie invers. Și eram... Eu când am fost la X Factor cu Chelu, cu Carla, de fiecare dată, ajungeam acasă după filmări și copiii mă întrebau, de ce mâinile negre? L-am mângat pe Carla de mai multe. Îi ziceam, Carlito, ce faci, dragoste? Carlito mio. Carlito mio. Da, m-am distrat la X Factor. Cred. Dar de fiecare dată mințile astea, când pui minți luminate și cu personalitate, cum ar fi Carla și Chelu, atunci voi două săracele, cred că făceați sindicatul femeilor. Da, bine, nu. Feli era pe poziție, e pregătită, are experiență, super talentată. Adică n-avea treabă, eu în capul meu eram... Ție nu-ți plăcea... Adică tu ești o fină, ție nu-ți plac înțepăturile mai mult să te... Înțepături... Uite, la chestii de genul ăsta, în primul rând, nu mai vorbim de oamenii lângă noi, ci... Îmi pare rău să spun nu sau cine sunt eu să zic că tu nu cânți bine. Am înțeles. Îmi pare rău, chiar, știi? Dar gândește-te că au fost clipe și mai nasoale, când, de exemplu, Ina a fost la Vocea României Junior. Okay. Și acolo, când numai copii veneau în spatele tău... Așa a fost la Kidzing. La fel. Da, la fora au venit adolescenți, adulți. Oameni, și așa, dar și la copii ceva, nu pot să fac asta. Adică ți se rupe inima. Copii, da. Nu cânti bine și copilul a dat tot din el. Da, bine, știi? Și chiar dacă îmi zici nu cânti bine, când îi respingi pur și simplu, știi, că au și ei, și așa au emoții, știi? Și înțeleg dacă le scârție vocea sau ceva se întâmplă, adică nu pot să zic foarte urât, n-ai cântat bine, că empatizez și mai greșești, cum și eu am venit și eram... Știi? Cine te moștenește? Cine vă moștenește de la voi din familie? Maia a început să cânte? Maia are perioade. Da, unde... Adică acum vrea să fie actriță. Da. Yeah, she wants to be an actress. Și cei mici? Cânt, dansează, cântă. Ia auzi și eu, cânt. Cântă. Doamne, cântă. Akim și Dominic cântă? Mhm. Mai mult repuiesc cu rap-ul. Și linie melodică? Da. Au fost la studio și au tras câteva piese așa improvizate și le duce seară după. Mm-hmm. Niște, mișto. O piesă drăguță. Deci avem viitor muzical în familie. Da, clar. Perfect. Și actori. Sunt la o academie de actorie acum. Ei, uite ce... Dominic, cred că o să joace într-un film anul ăsta. Bun, am discutat despre film. Trecem la situații serioase. Da. Înțeleg. Fac și eu. Da, acum e o chestie mai dură. Atenție, copii, trecem la film.
A, trebuie să vorbim de film? Nu, trecem la film. E o chestie serioasă. Doamnelor și domnilor, după cum lesne, vă puteți... După cum lesne... Nu m-am îmbătat sau ceva, dar... Stai să arăt relaxat. După cum lesne ați putut să vedeți, Antonia și Alex fac împreună minim o haită bună de părinți. That was cute. Ce... Perfect. Iar acum vorbim cu una dintre surprizele unui film pe care îl puteți vedea pe marile ecrane. Că pe micile ecrane o să apară probabil mai târziu. Da. Pe 21 martie. 21 martie, da, a apărut pe 21 martie. Noi suntem acum pe 27 martie. A, tocmai a bine, apărut. Ce sens ați... A apărut. A apărut. Să vă duceți, vă rog. Am înțeles că joci rolul unei polițiste. Da, o cheamă Oli. Oli inclusiv? Mă cheamă Oli. Oli? No, not all inclusive, nope. Oli. Oli. De la, cred că Olivia, nu? Dar am înțeles că este puternică. E practic lucrează într-un mediu, un ostil. Toxic. Unde majoritatea bărbați și fac numai glume proaste, îți dai seama. Iar tu trebuie să-i pui la punct? Da, că m-am săturat. Libidinos, știi, din ăștia. E foarte greu, foarte greu. Am înțeles că îi lovește, ești persoana, mă rog, da, actorul, actrița care lovește cel mai des. Da, mă bat și cu o fată și cu, îl bat și pe un coleg. Dragii mei, pentru rolul acesta, Antonia s-a pregătit cu 6 luni înainte de filmarea acelor secvențe de bătaie. Iar acum vă vom arăta o secvență din antrenamentul ei. Ești pregătită? Da. Perfect. Antonia este o luptătoare, mi-am dat seama. Ce pentru că ea, scoți, în principal, ea nu se joacă. Pentru că ea îi spune respectivului, quit playing games with my heart. Asta o să cântăm? Nu. Vrei pentru să că... bine. Pentru că eu am studiat și eu la viața mea. N-am niciun loc aici. Stai, mă echipez, stai puțin, nu mă... Vrei să mă duc pe... Iar acum, numai pentru noi, vom avea o secvență din film, mă rog, nu din film, din antrenamentul. Nu m-am pregătit cu asta. Din antrenamentul dinainte de film. Așa? Drăguțe astea. Da? Ai dat ceva pe ele. Că văd, sunt din magazinul ăla, dar par așa, mai din camă, da, mai da, luxoasă. Da. Nu m-am mai întrebat de mult, poate dau greșit sau ceva. Unde faci? În față aici. În față? Da, aici, în față. Să ne vadă toată lumea. Dragii mei... Începem! Aplauze pentru cea mai puternică polițistă. Da. Hai mai exagerat. Ai obosit? Nu. Bea ceva. Ce să beau? Păi nu mi-ai adus tu ăsta? Ba da, nu, acolo e al tău. Nu, ăla e al tău, da. Ah, e ăla al meu. Stai să mai beau ceva să-mi revin. Exact. Pentru că noi nu știm dacă ai avut un test înainte să fii polițistă sau nu. Ne-am gândit să-ți facem noi unul. Ce test? Așadar, în haita de acțiune, Antonia are... E prima ta experiență de film? A doua, dar... Care a fost prima? Am mai jucat în Selfie 69. Așa? Da, așa, un rol mic. Dar e prima experiență de rol principal. Te-a enervat Alex Bogdan? Nu. În film, da. În realitate... Nu, în realitate, da, nu. Alex Bogdan e cel pe care l-ai plăznit? Da. Foarte bine. De ce? Pentru că e cel care mă minte zilnic. Că vine? Da. Oh, fuck.
Hai la tenis, nu pot. Prost. Hai la tenis, nu pot. De fapt, în podcastul pe care l-am avut cu el, am spus tuturor mesajele lui, nu pot, nu pot, nu pot. După 10-20 de cereri, hai la tenis, n-a putut deloc să vină. Asta după ce l-am, gândește-te la un singur lucru. Noi să-l sunăm, să-l întrebăm dacă poate să vină la tenis? Nu o să-ți răspundă. Deci... Ei, nu. Nu. Deci eu, foarte sigură pe mine, poate chiar nu-mi răspunde omul. Deci dacă nu-ți răspunde... Haide. Nu, nu, sună. Ce vrei? Nu, păi sun eu. Sună-l tu și întreabă-l, când vine la tenis? Când vii la tenis? Da, Horia te așteaptă. Stai două secunde. Deci fii atent. Sunt absolut convins că nu o să-l găsești. Sunt absolut convins. Ia. Call me. Sună. Trebuie să mă aranjez. Poate chiar vine la tenis. Nimeni nimic. Da, ai avut dreptate. Cu Catiușa. Ai avut dreptate. Da, așa e el. Mulțumim frumos, Alex Bogdan. A fost pentru noi o plăcere să te avem printre noi. Dacă nu cu vocea ta, cel puțin cu numărul de telefon. Pe care acum o să-l dăm opinii publice. 07-07-07-08 la coadă. Nimic. Ai înțeles ce zic? Ăsta e. Și de fiecare dată îl văd, că după aceea îl văd pe Insta Story. Unde e? În, ca, undeva, în centru tenis. Vechi? Nu, 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 a. Nu, nu, nu. În centru vechi a găsit o bere. Joacă ping-pong de masă. Da. Și așa a mai bea. Ping-pong, da, din păcate, nu e cu noi. Trecem peste asta. Vreau să te întreb dacă Alex, bine că de asta zic, bine că l-ai pleznit. Anca Dinicu, cum a fost? Tare rău. M-a făcut să râd. E super talentată. Așa e? Da. Și așa îi vine natural să toată chestia asta cu umorul și acting foarte bine. Era partenera ta sau șeful tău? Sau cine era șeful tău? Nu, eram colegi. Colegi. Și șeful... Alex și ea erau colegi, colegi cu tine. Colegi, da. Și pe amândoi ai bătut? Nu. Pe Anca nu. Pe Anca nu. Nu. Perfect. Ești pregătită pentru testul de polițist? Hai. Deci, dacă vei... Dacă vei... câștigat testul. Strici freza. Nu contează. Ai freze din aia de se așează? Nu, nu. De ea se strică oricum. Eu încep cu o freză într-o freză și se termină altă freză. Dacă colegii mei deja au fost înnobilați... Oh, oh. Colegii mei... Măi, dar sunteți foarte pregătiți. Wow! Antonia, dacă mai spui chestia asta wow. o dată, de nu știu ce se întâmplă. Compliment. Îl iau ca atare, ca și compliment. Da. Ia, a râs foarte bine. Deci, e pe... Ce râs, mă, Cristi, e pentru prima dată? Polițiștii ăștia au capul foarte mic. Poate e pe mărim. Da, mă, da, fii atent aici. Da, e... Dacă vei câștiga... Deci, avem 5 întrebări. Ok. Ce, ceva din legătură cu poliție? Da. Aoleu, nu o să știm nimic. Nu contează. Trebuie să răspunzi la 3 din 2. Exact ca la... domnilor polițiști, am gen opțiuni sau trebuie să zic de la mine? Nu, trebuie să răspunzi. Am like ABC? ABC nu, dacă nu. Da, nu că e simplu. Okay. Dacă așa, faceți-vă selfie-uri. Asta se întâmplă. Hai, faceți-vă selfie-uri acum. V-a prins flama. Dacă vei răspunde la majoritatea, adică 3 din 5, îți iei această șapcă de polițist. Ok. Vei intra în haita noastră. Mm-hmm. Prima. Asta trebuie să o știi. Ai carnet? Am avut în state. La 16 ani. Same. Nu, no, că a expirat. Cineva din state mi-a spus că e la fel. Prima întrebare, da? Aia cu... Intră prima întrebare. Antonia, la câte puncte de amendă se suspendă permisul de conducere? 15. Ți-a șoptit cineva? Nu, mi-a făcut gen. Căci bravo. Bine. Tovarăși, puneți-vă căștile pe... Cristi, arăți foarte bine, dragă. Sunt dictatorul ăla. Care de... Sasha? Sasha, ăla? The dictator. Și ia, primul tău dictat... Cum sună? Prim... Zi. Comportă-te ca un dictator. Ia zi. Good morning, my neighbors! F you! Bă, și tu la fel, F sănătate! You too. A doua întrebare. Haide. Vezi că este întrebare cap... Probabil m-am uitat, ia zi. Hai. Întrebare capcană. Ia. Yeah. Uniforma polițiștilor... Așa. Este
formată din fustă până după genunchi sau pantaloni? Pantaloni. Răspunsul e? Fustă. Pantaloni. Și și. Și și! Bravo, băi, bă, uite! Asta e mai grea. Dar cred că o știi, pentru că americanii o spun des. Care este propoziția standard când e arestat cineva de către un polițist? F the police. Oh, nu? Nu. Vin la tine și spun... Ai dreptul... Ai dreptul să... Anything that will or will against you will be held against you. Ăla îl știu, dar nu-l știu. Nu, l-ai spus în engleză. Da. Deci zici așa, ai dreptul să nu spui nimic până nu, când îți consulți avocatul. Da. Orice spui poate folosi... Potriva ta. Potriva ta la proces. Da. Ai spus... Cum mi-a spus, bine sau rău? Bine. Ați înțeles că știam, dar nu știu. Ați zis și în engleză, deci dublu ca dificultate. Dar știi ce am înțeles eu? Dacă ești, ce zice un om când e arestat? Știi? Și am crezut că zice... Ce zice? Ia, lasă-mă, da. Domnule, pace. Nu, în gen... Da. Da. Viteza maximă legală pe autostradă în România este... Ține mașina. A, mă, Cristi, mă! Că, nu... Zic. 100... 103 fix? Nu. Da, 130? Da. Am auzit. Ați șoptit? Nu. Deci practic ai răspuns la 4 din 4. A fost drăguță, dar m-ați ajutat. Nu, nu te-a ajutat nimeni. Ai spus-o tu. Dar ultima întrebare este o întrebare foarte grea. Ok. Nu o să poți răspunde la aia. Ok. Atenție. Hai să încercăm. De câți polițiști e nevoie să schimbi un bec? Ăsta gen e un banc? Da. 4? Călduț. Nu. 6. Cai frumos. 4 învârt masa, unul ține becul și unul stă de 6. Dar pentru că această pălărie de polițiste se aparține. De azi înainte, Antonia este polițista de care aveți atâta nevoie. Serviciile nici ei... Nici mie nu vine, cam coadă. Serviciile ei... Te-am să-ți fac o poză. Serviciile ei sunt siguranță, sunt încredere. Antonia, polițista de care aveți nevoie. Pentru că sunteți dragi, o să cântăm o piesă acum, care se numește Rămâi. Să e piesa ta? Nu, e piesa ta. Adică e... Ce vrei, mă? Așa ai venit la nebun, la copii. Unde? Auzi, tu te-ai crezut că vii la niște oameni? Nu. Un podcast serios? La un podcast serios? Ai, mă, am crezut că... Ok, am înțeles. Mamă, n-am mai auzit piesa asta de mult. Da, știu. It's been a long time. Are you gonna join me? Ceva de genul. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Shit, n-a fost bine. Să mă scuzați. I want you to stay. But I want you to stay. No, baby, baby. I want you to stay. Și vorba noastră. Round and around and around and around we go. Come on, baby. La 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 la.
like it'll stay. And I want you to go. S-a plecat. Băi, la improvizații stă bine, mă. That was a mess. That was a mess. It's all about the încredere. Cred că o păcălești dacă ai încredere. A cântat Horia cu conducta aia. Ce a cântat cu cine? Da, 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 da. Păi nu, că mi-a dus aminte că atunci când eram mică... Atunci când... Ia, ia, vă rog. Nu, la fața ta e ceva priceless. Te rog, haide să te imit. Ia, ia, ia. Ia, ia. Baby, turn the rain. Mă, dacă îi dai cuiva cu asta, încă e ceva... Te rog, revină la... Scuze-mă, te rog, nu fii polițistă cu mine. Da, 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 gata. Blame it on the stars, yeah, yeah. Blame it on the moon, big champagne all night. Whatever you do, don't put the blame on me. Blame it on the rain, yeah, yeah. Ce vorbești? Cum? Ce faci? Nu mai folosiți. Nu, vrei să spun unde a fost vocea Antoniei? Ah. Pe marionet? Nu. Nu, nu. Wild Horses? Nu. Vocea a fost în animația din două. Am crezut că ai vrut să zici gen ce piesă mă prezintă. Vocea este în animația din 2015, Alvin. Ugly Dog. Nu. Ugly dogs, am zis dogs. Alvin. Da, și veverițele. Nope. Ba da. Deci îți promit că nu am dublat nimic de la Alvin. Incredibil. Am dublat ceva de la o singură chestie în viața mea. Moxie o chema din Ugly Dolls. Este o animație. Deci fii atent ce am găsit pe internet. Ai dublat personajul Jeanette. Ce tare! Din Alvin și veverițele. Îmi convine. Da, interesant. Copiii este. Mei se uită la asta, da. Pe bune? Da. Senzațional. Dar eu sunt fan oricum cartoons, ca să ziceam, că îmi place foarte mult. Care sunt cele mai tari? Îmi plac Disney Princesses. Când eram mică, deci știu toate piesele. A whole new world. Aia îmi place. Look at this stuff. Fantastic. Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around, here'd you think? Sure, she's got everything. Asta ești tu. I got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's-its and what's-its galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I want to be where the people. No, nu se numește. I want to see. Want to see them dancing. Ah, yeah. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun. Wandering free. Wish I could be part of that world. Da. Băi, ce tare! Vă place, eh? Vă place! M-au zis aici? Da, da. Îmi sper că doar... Auzi, fii atent aici, te întreb o chestie tare de tot. Tu, în afară de... tu ai jucat într-un musical? Mm-mm. De ce? Am o problemă cu emoțiile cu din astea. Ai dă-o încolo de treabă! Pe cuvântul meu, dacă e un impediment pentru mine, da, nu e ok. Păi și eu am emoții. Doamne, câte emoții! Dar unii sunt mai... Îți se blochează. Mi-e frică că nu mi-amintesc cuvintele, mi-e frică că o să falsez, că e ceva live acolo, e ceva rău. Forget it. Da, forget it când tu ești, wow, și să fie... Nu, hai să zim ce să spun din aventurile mele de uitare de text. Mama mia sau ce? Mama mia, My Fair Lady. Alo. Uai, e groasă. Nu, că n-au fost cu mine la Mama mia și la My Fair Lady. Deci la My Fair Lady sunt 1001 de cuvinte. E imposibil.
oameni s-au împotmolit, oameni care sunt foarte talentați, s-au împotmolit la niște cuvinte, dar de peste toate meridianele, nu numai de la noi. Și Broadway, și West End, și cea mai departe. Da, nu e o problemă asta. Okay. Deci, treci peste asta. Emoția te ajută. Da, când sunt constructive, dar emoții de genul ăsta nu te ajută. Ești gen... Și dacă încerci odată să vezi... Maybe I need therapy pentru asta. Nu, terapie este chiar provocarea însăși. Da. Ce zici? Ce anume? Încercăm? Să mă duc la therapy? Nu. Mă duc. Nu, început, acum e curând. Foarte bine, dar nu asta te interesează. Ce înseamnă? De fiecare dată eu am o frică. Ok. Frica mea se numește parașutismul. Când vreodată faci tu parașutism? Dacă se... Stai mai ușor pentru tine, că ce zic eu, mă lovesc zilnic. Bun, atunci te iau cumva. Teroare. Pentru mine a fost o frică foarte mare să joc rolul din My Fair Lady. My Fair Lady, okay, este un musical scris undeva la mijlocul secolului 20, uh-huh, în care nu erau structurile de melodică astăzi, da, erau foarte grele, cu o densitate mare de cuvinte. Și atunci a trebuit să memorez foarte multe lucruri și trebuie să le pun pe scenă. Da. Și emoțiile astea au fost foarte mari, enorme. Cred. Hai să scăpăm de ele. Tu cum ai scăpat? Nimic. Te duci cu Dumnezeu înainte. Da, da. M-am dus înainte. O, dacă e mama mea. Ce? O să răspund o secundă. Da, scuză-mă, e cu copiii și de-aia. E mama ta? Da. Denis, te sărut. Horia sunt. Ce mai faci? Cum sunt copiii? Bună, Horia! Ce surpriză! Bună, draga! Ești cu copiii, nu? E tot în regulă? Da. Și tocmai de asta sunam, că pe cel mic îl doare... Oh! Nu! Îl doare în gât, da. Îl doare în gât. Și n-am cum să ies din casă acum, că eram în mijlocul gătitului, le pregăteam mâncare, sora mea e în vizită din Franța și zic, unde să mă apuc acum să plec de nebună? O să sun pe cineva. O să sunăm chiar acum pe cineva. Denis, mă bucur foarte mult să te aud. Îi spuneam Antonie că ne-am văzut undeva la mare cu mult timp în urmă. Îți mai aduci aminte? La mare? N-a fost niciodată mama la mare. La niciodată n-a fost nu, la mare? La birăria H. Era... Nu la... Denis, atunci birăria... când te-am văzut, mi s-a părut ca o mare pentru mine, birăria H. Era o mare de oameni. Are el cer cu mare. Eram cu toții la masă. Îți mulțumesc tare frumos de telefon și mă bucur că te-am auzit. Sigur, și mie. Ce gătești pentru copii? Păi ce să-l am făcut niște aripioare de pui, ceva repede așa cu piure, vor cârnăciori, o supică de văcuță și niște murături lângă cârnăciori și piure. Senzațional, senzațional. Să știi că și noi mâncăm aici. Da. Poftă bună. Ce mâncați? Nu ne interesează felul 1, pentru că acum vine felul 2. Avem? Da. Okay. Orice numai să nu vă mâncați pământ între voi, că este tipic românului, dar voi nu vă mâncați. Nu ne mâncăm, ne îmbrățișăm. M-am îmbrățișat de vreo două ori. Probabil că... Vă rog. Probabil că vrea să îmbrățișeze niște urși și s-a gândit la mine. Grizzly mi-a spus. La teddy bear. Eu sunt teddy bear, eu sunt adevărat urs al lui, da, e adevărat. Da, este foarte ciudat că vorbim la telefon, pentru că astăzi am văzut, nu știu cum, în ce fel să ajung să-mi dai un follow pe Instagram, eu s-am dat înapoi și mă uitam... I follow Denis, I follow... Follow you. Follow okay. me, follow you. Aha. Îți mulțumim foarte mult. Dăm acum telefon pentru cel mic și abia aștept să ne vedem cât de curând. Și eu. Poate chiar la berărie. De ce nu? De ce nu? Poate la mare. Poate la mare, bravo. Te sărut, Denis. Ți-o dau pe Antonia. Bine, mam. Haide, te iubesc. Te pup. Bine, hai. Și eu. Pup, pup, pa. Stai așa. Ești gata? Da, gata. Mă scuzi. Nu face nimic. Copiii înainte de toate. Ești gata? Yes. Să vină rețeta magică. Mulțumesc. Aici am prins să... Da, eu am făcut. L-ai făcut tu, nu? Eu tot am făcut. Da. Acesta este wasabi și cum îi zice celălalt, nu știu. Ginger. Ginger, no? Baker, da. Bravo. Ghimbir.
Ai zis așa mai, yes. Știi, cu accent și te-am zis. Deci mie îmi place asta foarte mult și de la mine, din familie, toată lumea, nu? Da. Iubire, și ție îți place. Andrei e fata mea cea mare, o știi, da? Andrei e fata ta. Really? Wow, ce copii mare ai. Uite ce, dacă vrei vreun sfat, e momentul să mi-i ceri acum. Ok, ok. Eu, de obicei, adică eu n-am văzut podcasturi în care să se mănânce. Fașa, dar, fașa. Dacă ai un microfon în față. Fașa și perfect. Fașa. Așa. Că mai rămân... Bravo, mă, bravo. De la prietena mea asiatică m-am mutat. Mai rămân din aia ruminițe de... Așa, așa, nu intră în... așchi, așchi, așchi. Foarte... Băi, n-am făcut asta așchi. Niciodată. Uite, mă, vezi? De-aia am făcut. Uite, vezi, asta e important la podcast. Asta e important în viață, copii. Mă urmăriți? Da. Mama voastră. E important să, să fii ca un burete deschis pentru orice învățământ pe care poți capta de la partenerul tău. Mănânci wasabi? Mănânc foarte puțin pe vârf, așa. Eu bag, da, e ok. Dar poți să bagi. Nu, poți să bagi. Nu. Nu că, eu știu că îți colorează viața, nu? Da. Poți să bagi acolo. Sinusurile ți le desfunde. Așa. That's the way, I like it. Mm. Când ai mâncat ultima dată cu un prieten, fără să te bată nimeni la cap? Nu sushi. Sushi am mâncat acum, cred că o lună. O lună, vezi? Știam. Vezi? Mm. Mm. Ți-a ieșit bine. Bravo. Vreau să spun că ieri l-am pus la maturat. Pe vin. Și astăzi le-am scos de la maturat. Așa. Și între timp am luat și mătura. Și după le măturăm, da. Da. Uite, ăsta mă interesează. Cum au ieșit? Astea-s preferatele mele. Pe bune? Dar de ce ți-ai pus atât de wasabi? De ce ți-ai pus atât de wasabi ca să te chinui? Eu nu te înțeleg. Hai să facem un challenge, vrei? Nu! Tu vrei să mănânc ala? Nu tot. Ah. Murim. Ok. La spital cu noi. Zim, ce? Să mâncăm așa din el, dar nu tot. De gen... Stai, ok. Stai, bom, urca... Așa, atât. Atât? Nu, am mai mult decât tine. Aia e. Ești gata? Bun. Stai. Și care e challenge-ul? Cine plânge mai... Cine... Nu, n-ai voie să te strâm la față. Ok, perfect. Deci vezi că suntem pe cameră. Deci asta e partea mea. Asta e gen, asta e un vlog separat de mâncare sau ce? Nu, asta se vede mai aproape decât toate camerele. Ah, ok. Cheers. Noroc. Bă, mă ustură rău nasul. Mi-aș plâi. Rău. Nu mai plânge. Please don't cry for Louis. Please don't cry for me. Dar două valuri așa mari, știi, zic, mi-a trecut după aia, nu? Ah, Dumnezeule mare. Am făcut-o să plângă. Am scos lacrimile ei. Vrei să facem cu mai mult? Nu să cred. Bine, sunt gata. Sau din asta. Ți-ți place asta? Da. Asta are gust de săpun de hotel, exact, ceva. Exact, săpun de hotel are. De dar, butic, ceva. Gin, dar n-are... Să bagi toate astea. Nu, jumii. Nu, dar n-are niciun gust. E nasol. Adică n-are niciun gust, aici asta chiar că te face să simți. Ai fi tu polițistă, dar... nu știu, arunci provocările în oameni, așa ceva n-am băbăit. Uite, și nu se satură. A, nu, pune. No, dar îți place la... Tu mai ții minte trupa wasabi? Da. Mai ții minte cine cânta în trupa wasabi? Nu. Laura. Laura cu Minelli. Minelli nu? Și... Exact. Așa. Exact. Pupă Minelli. Atât de puțin pun, și că... Atât pui? Încă un challenge. Fii atent. Zi. Să bagi toată aia, să îmbibezi în sosul ăsta. Hai, vezi? Sigur că da. E cu... Îmbibezi? Nu e așa. Îmbibi. Nici nu mi-ai zis nimic. Nu, dar îmbibi. Îmbibi.
Să-mi bibi. Să-mi bibi, puțin. Ia uite, așa, gen, uite, totul. Așa. Uite, uitați-vă. Deci trebuie să-mi bibăm tot acolo. Deci în viață, uite, uite, uite cum se joacă doi copii. Bine ați venit la emisiunea în care se joacă doi copii. Eu. Tot așa. Pe telefon. Da. Păi mă trezesc cu sosul ăla pe ureche. Hai. Ești gata? Hai cât se decompune. Da. Hai mă, că nu-i rău. Nu-i rău, rău. Bine, nu, atunci n-a fost challenge. Bine. Hai să bem jumătate din asta. A, nu, nu! Deci, fie, dacă te-ai plec... A, tu mănânci pâine? Haide, mă! Nu pot să cred. Deci nu pot să cred că tu mănânci pâine după ce ai mâncat nu știu ce în spate, că acum să vii să faci mișto de mine. Poate am mâncat mici. Nu. Pentru hai asta... să-i dăm și lui. Nu, nu, nu. Nu-i dăm. Nu-i dăm. We don't even... We don't give another hero. Mă omori, măi! Mă omori! Mă omori! Tu e o sticlă de vin ceva. Mă omorâți! Pe bune mă omorâți! Ia, ce te pregătești să... Doamne și domnilor, iar acum, după ce am făcut provocările vieții mele de a mânca ginger cum am mâncat în viața mea... Wasabi! Și acum am gura mea așa un pic de soi. O să mâncăm și asta. Că avem trei elemente. Hai, te rog, place după aia. Băi, băi, asta e. Deci, eu un singur lucru vreau să spun. Cu Antonia nu te plictisești niciodată. Deci ești nu, nu, pe, nu, nu, pe bune ești adică senzațională. E tare și tu ești tare, da, avem chimie, ne distrăm. Tu ești naturaleța întruchipată. Da? Așa simți? Mă omori. Mulțumesc. Mulțumesc. Mă omori. Și eu te iubesc. Și eu. Dar te... Here we go. Ne-am încălzit vocile cu wasabi. Absolut, ăla wasabi. E... Ne-au ars părzile. Ah, here it goes. Yeah. Ah, scuză-mă, asta e partea voastră. Killing my love. It's a solo. Asta e, e o guriță de vin pe partea asta. Strong in my bed with his finger. Stop speaking. Singing my life with a song. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Telling my whole life with his words. Killing me. With this song. Deci e prima dată când îmi zici așa, stai, lasă-l solo. Da, nu, iar eu tot timpul zic, stai, stai puțin, de fiecare dată... Aș fi vrut să fie perfect, știi, și mă enervează că eram... scuze. Nu, nu! Tu nu înțelegi că perfecțiunea nu ne interesează perfecțiunea. El încă bea. Băi, dar nici deci nu vrei să-i dai sushi. Nu-ți dau sushi. Îi dau eu. E, să o văd și pe asta. Bine. Eu nu vreau sushi, m-am mâncat cârnați. Băi, derbedă... Cristi vine din Craiova. Ok. Vali, tu de te-ai născut la... Craiova, București? Bine. Cum? Cum? Vali din București? Târgu Mureș. Din Târgu Mureș? Acum ai aflat? Ia zim ceva în Târgu Mureștean. Zim ceva în ungurește. Invadioc Vali Marașvașar Heibe. A zis cum îl cheamă, nu? Nu, n-a zis că te iubesc Antonia, dar nu pot să spun în românește. Asta a zis, te-am găsit. Nu, ai zis că vii din Târgu Mureș. Mă numesc Vali, vin din Târgu Mureș. Corect, evident, că n-am studiat gramatica limba. Am înțeles. Dar fii atent acum. Marius. Limba din Târgoviște. Că acu... Nu știu. Noi posibil să știm, să avem cunoștințe în comun. Bineînțeles. Știu oameni, mulți oameni acolo. Oameni, oameni, oameni minunați din Târgoviște. Avem țepe.
Ah, cu Vlad Țepeș. Vlad Țepeș a trecut prin Târgoviște. Pe el știm. El e cunoștința noastră. Ilivărul lui Vlad Țepeș. Ah, da. Ok. În engleză, Vlad the Impaler. Asta e. The Impala. Care îi place Impala. Sunt... Bine. Fii atent aici. Mai am o surpriză pentru Antonia, dar nici din aia nu-ți dau, Cristiane. Na. Ce, tot ceva? O să mâncăm altceva? Da. Desertul sau ce? Nu te interesează acum. Lasă-mă. Hai să mâncăm ceva ciudat sau scârbos, vrei? Uite, aș vrea să mâncăm, uite, dopul de la vin. Haide. Deci, asta ar putea să iasă pe altă. Okay. Să te doară. Bun, și acum să schimbăm subiectul unul dur. Am citit undeva. Here we go. Again. With the drama for your mama. Nu, dar nu. M-ai stimulat cu o chestie. Numai puțin să cânt cu Antonia chestia aia. Deci, mi se pare senzațional cum știe toate partiturile din desene animate, bineînțeles, în special cele care sunt cântate de prințese. Nu e o problemă la faza asta. Pentru că eu știu... Dacă eram obsedată. Regi nu prea sunt. Regii au fost... Da-s prinți. Și era cu aia cu... I can show you the world. Mai ții de cântam noi pe vremuri. I can show you the world. Dar cred că trebuie să o dau mai jos. Mai jos. Da. Ai. Mai jos. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, when did you last? Let your heart decide. Trepetă. Eyes take you wonder by wonder. Over, sideways, and under. On a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view, another night of air, it's crystal clear, a whole new world with you. Acum aplauze! Sunt dezamăgită că am uitat cuvintele! Băi, dar tu-ți dai seama că... Deci, improvizezi bine cu voi? E tare sau nu? Ești senza... Băi! Da? Fii atent aici. Noi mai aveam un moment important. Vezi că n-am făcut nimica. Dar deja am făcut. Am demonstrat. Cum adică n-am făcut nimica? Nu. Noi avem o chestie. Tu când... N-am început încă asta. Nu, nici n-am dat rec. Ok. Nu. Tu când ești cu... În studio... Da. Cu textierii, cu compozitorii. Da. Și tu contribui la piese. La anumite piese, da. Da. Asta înseamnă că voi improvizați acolo. Adică da. Tu improvizori. Chestii după aceea, știi cum se leagă. De exemplu, a arătat asta, cum o cheamă, blonda, Billie Eilish. Da. Și zice, domne, fii atent aici. Și a arătat, frasul i-a arătat. Aici punem linii după linii după linii după linii și avem un program special care compound sau campage. Da. Cum se face? Ok. Ceva și o să vin cu o linie melodică? Improvizăm în engleză. Okay. Eu am o engleză de baltă, în sensul în care nu căuta înțelesul cuvintelor că o să-l găsești. Ok. Dar fii atentă. Uite, ne dai un ritm. Ia uite. Come on. Oh. Time, but I think your love will be so fine. I feel it's over, not anymore. But I think love will hit the floor. Come on, I think it's over. Yeah, not anymore. On a kick at the door. Your love is mine. Oh, baby, give
myself. What I'm about to do when I talk to myself. Get dressed, eat some, let that up, let that up, slide, yeah. I left him, he said he wanted me back. Para bora beat that, para bora beat that. Ow! Yeah! No me cuvinte la pero. I love you more in every day. Yes, I do. I love you deep inside my memory. A little bit of soy and a little bit of wasabi. And every time I walk down the floor, I gotta see the love is kind of making my show. And every time eat the ginger, eat the ginger, eat the ginger, yeah. I wanna eat the ginger, yeah. And never want to be a so cool inside. I gotta tell it, feel the love one more time. But I'm Antonia, it's on the line. But I love to see her. You love and to see me. Every day, I love to see you, and every night, I gotta tell you, from the beginning, what you're saying, you're the pleasure. Ooh, ooh, was mine. Yeah, here we go. Doar nebunii vor susține această... am citit undeva... De știri, așa? Știri. Am citit undeva că ai declarat că vârsta ta biologică ar fi de 69 de ani. Yeah. Cum Hector a ajuns... Hector e prietenul meu. Cum Hector a ajuns la concluzia asta? M-am dus și mi-am făcut niște analize. Pe bune? Da. Se pun așa la cap, aici la încheieturi și jos și citesc niște dar nu... valori. Ok, și eu am fac niște analize de genul ăsta și vreau să spun că ea mi-a spus că eu am mental vârsta unui om aflat la senectute și trebuie să îmi pun la punct niște părți ale corpului, dar niciodată nu mi-a spus că am 69 de ani. Vreau să spun că s-a înșelat. S-a înșelat, nu? Da. E vorba de cât m-am consumat până acum, cât de stresată sunt, cât de nu... Dar adevărul e că cu toată familiunea nu e ușor. Da, nu e ușor. Îți aduci aminte când, de exemplu, erai la 18 ani, cum zice și melodia, fără griji și fără bani. Îți aduci aminte cum era, fără niciun pic de stres, fără niciun pic de... Crezi că așa e viața asta să ne dea presiunea... Asta a responsabilității. Absolut. Mi se pare că niște încercări în viață. Știi? Up and down, up and down. Eu cred că, din punctul meu de vedere... Fel de situații care te întăresc, care te... Da, simți uneori că nu o să mai treacă niciodată. Și totuși trec. Da, desigur. Păi n-ai cum să rămâi așa până când te duci. Eu cred că pentru tine a fost o... Nu știu, o încercare foarte grea să vii într-un oraș. Da. Ca Bucureștiul și practic să rupi legăturile cu America. Cred foarte că... greu. Adică cumva eram într-o mini depresie, nu la modul vreau să-mi iau viața sau ceva, dar nu vreau să ies din casă. Îți dai seama că am rupt orice legătură cu prietenii mei și stăteam așa pe internet și mă culcam când era ziua aici și eram trează da, pe net ca să-mi urmăresc și eu ce activitate fac și ei. Ce vreau și eu să fiu cu ei acolo, da. Ai prieteni buni aici, în România? Am. Perfect. Pentru că eu ți-am pregătit niște întrebări. Nu întrebări. Eu ți-am pregătit o listă pe care sper să o găsesc. O să-ți dau câteva nume de artiste din România. Okay. Iar tu o să-mi spui un cuvânt despre fiecare.
Ok. Prima artistă. Cât de cât. Prima artistă. Tare. Delia. Crazy. A, nebună, scuză-mă. Dar într-un sens bun. Suna mai frumos în, da, da, în nu, engleză, așa. Că așa zic. Nebună. Raluca. Talentată. Andra. Vreau să zic aceeași chestie. Populară. Bun. Mira. Mira, fresh. Lidia Buble. Lidia Buble. Poți să spui orice legat de gumă. Stylish. Place. Stylish. Yeah. Și ultima pe care ți-o spun e Feli. Feli. O profundă. Like very deep. Bravo. Da, mă bucur că ai tratat așa problemele și vreau să spun că toate aceste fete sunt ca niște diamante. Ce o să cânti? Toate diamantele. Sau ce vrei să cântăm? Sunt absolut convins că nu o să uiți niciodată aceste versuri. Mamă. M-ai luat așa oricum pe surprindere. Nei, 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 nei. Nei, nei. Ce frumos cântați. Shine bright like a diamond. Yeah. Yeah, 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 yeah. Shine bright like a diamond. Yeah, yeah, yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine, shine, shine bright, shine, like shine, shine. Beautiful. Deci îmi pare rău, dar eu cred că nu există nicio piesă pe care Antonia să nu poată să cânte. A, ești drăguț, mulțumesc. Ai și ales gen stilul. Ce, am scos pe computer, am zis please, please. Please give me songs Antonia like. Google, of course. Of right course, away. My horse. Zi-mi, te rog frumos, pentru că este o întrebare care ne-a venit la redacție. Mama, e și redacția. Da, 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 redacția noastră de folclor și bune intenții. Dar sincer. Așa. De câte ori te duci la sală pe săptămână? Încerc să mă duc de 5 ori. Nu cred. Adică de luni până vineri. Face parte din stilul de viață. Adică mă trezesc cu copii, pregătesc de școală, tata îi duce și noi mergem mai departe la sală. E lângă casă. Sala. Mhm. Asta facem un de dimineață ca să scăpăm, sună urât, știi ce vreau să zic? Da. Nici nu avem cum în mijlocul zilei. Absolut. Dar vreau să te întreb o chestie, pentru că tu văd că ai mare experiență de 5 ori pe săptămână. Încerc, am zis, nu ajung de fiecare dată de 5 ori. Am înțeles. M-am gândit ca de mâine... Să încep sală. Nu, 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 nu mă grăbiți, am rugăminte. Don't jump to concluzii. Te vă rog frumos. Nu, m-am gândit ca de mâine... Când, după ce pleacă copiii la școală, să mă duc cu bicicleta în parc. Să fac e o tură frumos. De ce nu? E cardio. Corect. Eu joc și tenis. A, păi și asta e bine. Da. Ultima dată am jucat cu colegul meu, Marius, și a fost indecis scorul. Pentru că nu s-a terminat partida. Da. Deci e asta... bine, nu doar pentru asta fizic, vreau. Dar și oxigenezi creierul. Sigur că da, dar una peste alta, și cred că aici tu mă poți sfătui,
Eu cred că mai trebuie să fac și alte grupe musculare, nu crezi? Adică doar să faci cardio, nu cred că e de ajuns. Depinde ce vrei să obții, că fiecare vrea, își dorește ceva diferit. E adevărat. Eu, spre exemplu, mie îmi place fitness-ul, mi-am dezvoltat chestia asta, plăcerea asta, adică pasiunea asta pentru fitness. Vorbesc serios? Mă uit la femei care fac fitness, le ador. Dar chiar tonifiate, ultra tonifiate? Nu, alea sunt deja, intrăm în culturism. Am înțeles. Nu, fitness, adică, bine, pentru unii, adică foarte des, ce le arăt și tot mai departe, unii chiar spun că e too much, știi? Dar mie îmi plac. Ok. Niște coapse așa mai lucrate, puțin mai pompate, talie mică, puțin de abdomen, gen dungile alea frumos. Bun, și acum să-mi spui de bărbați. Ce? Cum trebuie să fie bărbații de astăzi, după părerea ta? Nu, depinde fiecare, adică asta e după gust. Uite, de exemplu, Marius este cel mai suplu de aici. Trebuie să fii sănătos. Ați auzit? Nu există vreo tipologie gen, așa trebuie să arăți ca să arăți. Să fii sănătos, să ai grijă de sănătatea ta și să funcționeze, ok? Să poți să nu gâfâi când alergi. Să... Exact. Și noi avem, știu, și eu te-am văzut foarte... Băi, fii atent, vreau să spun de mult un lucru și n-am apucat. Tu ai niște mișcări foarte tari când cânti pe scenă. Ok, mulțumesc. Deci când faci așa, cu așa și așa, așa, ai niște mișcări să-ți... Veche. Da, mă ondulez. Dar nu pot să fac mai multe, dar aș face un triplu țuluc. Dar nu, acum e momentul. Dar tu te miști foarte bine pe scenă. Mulțumesc. Iar dincolo de asta, mi se pare că ești foarte naturală și te miști, drept pentru care tu ai nevoie de cardio ca și mine, de altfel. Da. Scena are nevoie de cardio. Ați auzit? Da, da. Trebuie să obosești când cânți, știi? Sau când... Ai obosit vreodată pe scenă? Da. Mereu. Pe bune, eu niciodată. Obosesc, adică simt, am și coreografii la unele piese. Da, am văzut. Bine, și tu. Eu n-am coreografii, acolo. Eu zic... Nu, da, am mai intrat, dans. Făceam niște mișcări acolo. Da. Bine, nu te gândi, nici eu nu sunt cap-coadă. 1, 2, 3, 4, 5. Știi, dar mai intru cu băieții, mai păi fac de ce sunt piesele lente? Ca să se liniștească pentru... Ok, am înțeles. Uite, de exemplu, am o piesă, îi spune Amor. Amor a la mexicana. Nu cred. Ce? Uite. S-am văzut faia. Băi, dar tragi cu... Măi, nu mai te uita aici. Dacă greșesc un cuvânt, vreo intonație. Nu. Tu, cuvânt, e în română. Please don't kill me. Așadar... Ce? Amor. Acum... Și piesa asta n-am cântat-o de mult. Nu cred. Îmi place mult, dar n-a avut mult succes. But it's there in my heart. Da, cred că n-ai cântat așa. Ca pe o poezie. Trebuie să spui așa cu voce din asta mai... Așa. Cum e prea târziu să stingi lumina? Hai ține-mă mai strâns în brațe. Că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e prea târziu să stingi lumina, să consumă momentul regăsirii. Alungând toate gândurile negre, să stau în calea fericirii. Amor, 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 amor ce-mi doresc atunci când sunt cu tine. Amor, 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 ai urmele iubirii să nu mai uiți de tine. Solo. Iar aici avem vinut. Da. Yeah. Este la prima strofă. Și acum ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem muți de plăcere. Să facem doi copii sau trei, sau să ridicăm castele și să ne punem toate visele în ele. La urma urmei suntem făcuți din praf de stele și stăm tăcuți. Vina! Să continuăm momentul regăsirii, alungăm toate gândurile negre ce stau încă la fericirii. Amor, 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 amor ce îmi doresc
atunci când sunt cu tine. Amor, 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 amor. Ai un belen piri să nu mai mine. Gravit în fuga ca două stele. Acum zici bun, acum la revedere. Amor, 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 amor ce-mi doresc atunci când sunt cu tine. Amor, 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 amor. Ai urmele iubirii să nu mai uiți de mine. Măi, da, e o chestie psihologică, da? Îmi pui ce? Foaiele astea tot la piesele mele, tot le stau să le citesc. Da, da, da. Mod... Nu e o chestie psihologică. Ce îți explic. Chiar uit cuvintele. Nu, da, știu. Când îmi pui știu, asta știu, în știu. Față. Așa se întâmplă. Și mie este la fel. Dacă eu cânt acum, să zicem, melodia, una dintre melodiile mele preferate, My Way, de exemplu. Dau un exemplu absurd. Da. My Way. And, acum, uitându-mă în ochii tăi, spun toate versurile. Cum îmi pui versurile aici în față? Gândurile mele se concentrează aici. Exact, exact. Și îți dă impresia că ai uitat cuvintele. Categorii. Dă-mă ai sos pe alea. Nu contează. Sos, cantități industriale. Hei. Femeia ta îmi dă târcoale. Sos. O, știi, a? Draga mea, la mai, vârsta mea. Mai vrei sushi? Nu uita de ginger. Don't forget about ginger. Imediat luăm și sushi. Dar apropo de mâncare, tu ai zis așa. Fără grăsimi, fără carne, ulei, în mare parte mănânc carne la grătar, pui sau mici de vită, muș de vită, orez cu multe legume pur și simplu. Mici de vită. Mici. Lumea crede că trebuie să faci foamea și nu e bine. Nu e bine. Dimpotrivă, nu funcționează așa. Cel mai bine e să ai o dietă echilibrată. Trebuie să faci și sport și să-ți pui corpul în mișcare. Și bineînțeles, să mănânci ginger. Ah. Nu, ce vrei să mănânci? Vrei să mănânci ginger, nu? Să știi că mi-a plăcut. Îți place? În toată în cantitatea? Te rog, mănâncă tot. Nu pot, pe toată. Nu. Ai vrea, nebunule. Aș vrea, da. Uite, mai mănânc una. Uite, pentru tine. Nu, păi împreună cu aia n-are niciun sens. A, singură. Am gata? Înțeleg. Gata. Oh my gosh. Ascultați un podcast cu două rumegătoare. Își place? Ăsta e cel mai rău. Ai zis că îți place. Am glumit. Dar cum se numește ce ai mâncat acum? Ghimbir. Ginger. Nu. Ghimbir. Nu. De asta e ghimbirul? E ghimbir. Ghimbir. Și seamănă cu lemongrasul tailandez. Oleu. Deci când dau de lemongras, mă fac slab. Iartă-mă. Iac. La mulți ani. Mhm. Să trăiești. Băi, peste câteva săptămâni faci... 34. Vreau să spun că... Fu. E un subiect pe care am vrut să-l ating cu tine. Hai. Acum, când ești străpunsă de ginger baker. Da. Te-ai săturat de faptul că toată lumea îți spune că ești frumoasă vreodată? Nu m-am săturat pentru că este o confirmare în continuare și apreciez și na, orice om se simte bine, dar m-am săturat să gen să se oprească acolo, știi, doar e frumoasă și să nu să n-aibă, cum să zic, curiozitatea te de a mă cunoaște. Am înțeles. Da. Eu cred că astăzi te cunosc cât să te mai invit încă o dată la podcast, să mai mâncăm încă o dată. Să mă mai inviți, da. Te rog. Noi am, ajungând la concluzia asta că ești frumoasă și având și aici invitați, mulțumesc. După cum foarte bine știi că nu numai noi suntem de aceeași părere,
și am observat comentariile tale la Doinița. Iată materialul. Doinița, cea mai frumoasă femeie din România este? Antonia. Toată lumea zice că ești frumoasă, dar nimeni nu face nimic în sensul acesta. Da. Noi am făcut. Ia. Yeah. Ce ai făcut? Ai bătut pe cineva pentru mine? Acum tu te relaxezi. Iei vinul, te relaxezi. Okay. Could you be the most beautiful girl in the world? Aww. Yes, I do. Plain to see, you're the reason that God made the girl. Come on, God. Get it over. Acesta este momentul pe care îl dedicăm Antonii. Mama, îmi place privirea ta. Oh, baby. When the day turns into the last terrible time, oh, baby, I can say I hope you are in this love of mine. Oh, yes, I do. And the night, when the night falls before, I will cry, I will cry. Tears of joy, after you, all one can do is die. Oh, yes, I will. Could you be the most beautiful girl in the world? I'd ever feel like I never. You're the reason that God made the girl. Oh, solo. Yeah. I never thought that I'd be long to it. Oh yeah. The most beautiful girl in the world. I never make her feel lonely. Plain to see, you're the reason that God made the girl. Yeah. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumim frumos și noi. E o piesă pe care am repetat-o, Stângaci. Da, nu? Stângaci, am pus-o în practică și mai Stângaci, dar nu contează asta. Da, nu a fost, a fost super frumos. E o piesă scrisă de un prieten al nostru, pe care l-ai văzut în filmul Iancu Jeanu. Ce este Iancu Jeanu? Nu știți, nu? Faza? Cea mai tare fază? Nu. Adrian Pintea juca rolul lui Iancu Jeanu și afară, armata, l-a prins. Și... i-a spus, Jiene, dă-te prins! Prins? Asta era panta. Ok. Ok, văd că n-ai râs. Da, no, iartă-mă! Nu mai fac. Eu sunt. Nu mai fac nimic. Dar mă întrebai tu, că vreau să mai adaug o chestie la chestia asta cu cum mă simt și tot mai departe. În același timp, adică, e ceva foarte frumos, dar în același timp mi-am dat seama că scoate foarte multă negativitate și treaba asta, știi? De cel ce mai crezi? Rău dintr-un om. Dar de ce crezi că se întâmplă chestia asta? Invidie. Înțelegi? Și gelozie, invidie, da. Nu știu, adică nu, cu toată modestia, dar știi ce vreau să spun? Da, știu. Atrage și scoate și mă pedepsesc. Au, mamă, mi-a ieșit cotul. Iartă-mă că spun eu cotul la loc. Tot eu mă simt pedepsită pentru asta, de parcă le-am spus eu, le-am vorțat să spun, eu sunt cea, n-am... Am înțeles. Poți face un exercițiu de imaginație pe frumusețe, să te laude cineva într-una, spre exemplu. Exact. Aș zice, aș zâmbi, aș mulțumi, sincer. Asta am făcut. Și hai să mâncăm niște sushi. Vrei? Haide. Nu. Să-i zic așa? Sau ce? Ai sushi? Hai să mâncăm niște sushi. Da. Ce schimbă aspectul? Da, știu. Înțeleg perfect de chestia asta și eu nu m-am lovit de aceste aspecte, pentru că la noi urșii din Băna Brașov sunt, n-au termeni de comparație. Tu ești un urs frumos, tu ești un... Nu. Tu ești un urs blând și tu ești un... La noi sunt
cu nivele de pufoșenii. Ești un urs năzdrăvan. Asta e. Aș vrea să îți spun ce a zis Alex despre tine. Ești gata? Ok. Cred că știu, adică îmi spune mereu, dar hai zi. Nu, nu cred că știi asta. Alex a zis despre tine așa. Că unde? Ești... Unde? Pe internet. Ok. A intrat în internet, a spus și a ieșit. A zis așa, citez. Antonia e un adevărat stâlp de susținere în viața mea. Un stâlp sexy. Oh. Deci asta... E, acum trebuie să-i dai răspunsul. Tu cu ce l-ai asocia pe Alex? Dacă el te-a făcut stâlp sexy, tu ce ai putea să spui despre el? Zi acum. Nu, sunt mor de curiozitate. Nu pot acum. Stai că trebuie să ne gândim. Zi. Urs e luat. Ce e? Urs e luat. Urs e deci, luat. Deci gata. Bă, nu mai e gata. Îmi vine acum. Ok, perfect. Când îți vine, îmi spui. Eu am cântat piesa asta pentru prima dată. E frumoasă. Noi cu toți am... Care piesă? Pe care o să cântăm acum. Okay. Ăsta este un duet pe care tu îl faci cu Alex. Iubirea mea? Mulțumesc pentru apelativ. Mi-ai zis iubirea mea. A, du-du-dum, zici tu, da. Deci asta e piesa mea cu Florian Rus. Așa? Dar a interpretat-o Alex, pentru că a fost ocazie specială la radio și am zis să... facem ceva. Special. Special. A, da? Da, da, da. Eu pe varianta asta mi-a plăcut. Da? Da. Ok. Mama. Da. Să nu crezi. Mama. Și eu. Alex, să nu tai cu mine. N-are treabă. Să mă arunci. N-are. Încep eu? Da. Ireal. Când sunt cu tine zâmesc într-una ca nebuna și totul e irațional. Îți spun să pleci doar ca să te chem iar. Iubirea ta e prea tare ca drogul să simte. Noi n-avem nevoie de multe cuvinte. Că tot ce ne leagă e scris dinainte. În stele ascuns. Și te sun și îți spun că vin la tine ce nebun. Telepatic și când nu ești de aur. Inima ne bate tare dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Și te sun să îți spun că vin la tine ce nebun. Telepatic și când nu ești de alt. Inima ne bate tare dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ireal. Ireal. Mi-e dor de tine și mă ții pe jar, yeah. Tu ești, ai tu ceva ca altfel nu-mi e clar, clar. Te soc mai de bărbat. Cum am ajuns eu dependent de fapt. Și acum iubirea mea e prea tare ca drogul să simte. Îmi curge prin vene, pe largă prin minte. Că tot ce ne leagă e scris dinainte. În stele ascuns. Și te sună să-ți spun la tine ce nebun. Telepatic și că nu ești de amun. Inima ne bate tare dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Și te sun și te spun din la tine ce nebun. Telepatic și când nu ești de amun. Inima ne bate tare dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Inima ne bate tare dum-dum-dum. Inima ne bate tare dum-dum-dum. Inima ne bate tare dum-dum-dum. Nu știu cum s-a întâmplat, dar știu că am meritat sentiment prea ciudat. Nu știu ce mi-ai făcut. Dum, 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 dum. Sună-mă, sună-mă. Ce nebun, ce nebun. Telepatic și că nu ești de aur, de aur. Știu, știu nebunul meu. Du-du-dum, du-du-dum. Du-du-dum, du-du-dum. Telepatic și că nu ești. Și te sun și îți spun că vin la tine ce nebun.
te le bate și când nu ești de avut. Inima ne bate doare dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Și te sun, și te sun. Să spun că vin la tine cine e bun. Te le bate de avut. Inima ne bate doare dum-dum-dum. Așa bate, ha! Era să dau asta jos. Du-du-du-du-du-du. Te sun, te sun. Și te sun. Să-ți spun că vin la tine ce nebun. Telepatic și când nu ești de amor. Inima ne bate tare, du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Și te sun, și te sun. Sună-mă, sună-mă. Să-ți spun, să-ți spun. Ce să-mi spui, ce să-mi spui. Inima ne bate tare. Cum? Tu, 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 tu. Bravo! Trebuie să ne facem un show împreună. Cum ar fi? Dar acum îți dai seama? Da, că, nu știu, am crescut, mai mare, mai am mai multă credere în mine. Atunci mi-era rușine de tine. Nu, deci nu, nu pot să cred. Tu mai ții minte că noi am colaborat odată? Mamă. Când am cântat pe scena. Cu 9 ani în urmă. Tu îți dai seama? La tine, la concert, nu? Da, la 9. Alea cu zalele, da, dezurgăle, carapă. Mai ții minte cântarea de lângă Brașov? Fii atentă ce s-a întâmplat din cauza ta. Aoleu. Fii atentă, a fost cea mai gravă. E ceva rău? Cea mai gravă, iartă-mă. Aoleu, am uitat de mine, am uitat de noi. A mai fost cea mai gravă, fii atent. Exact, nu, hai că spun eu și după aceea completez tu. Ceva bătut sau ce? Nu. Eram la Brașov. Asta s-a întâmplat. Cu câți ani în urmă, Cristiane? 16 ani, nu cred. Cu 7-8 ani în urmă. Fii atent. Am venit la Brașov. Ok. Era în afara Brașovului. Intru prin spate, pentru că lumea era în față. Mă duc prin spate. Așa. Te întâlnesc pe tine, ne îmbrățișăm. Mi-a venit încă o istorie și trebuie să o spun. Ne îmbrățișăm. Ok. Mă duc. Cum a fost? Te întreb cum a fost? A fost ok publicul? Cum a fost publicul? E ok. Mă duc acolo, începem să cântăm. Mă uit sus spre cer. Niște nori nu negri, plumburii de-a dreptul, se îndreptau către noi. Tot ce era în aer liber? Da. După prima piesă. Tu ai plecat. De fapt, a plecat, n-avea cum să știe. Am văzut Funky Party și după aceea. La prima piesă. În timpul primei piese pe la final, a început să plouă. Dar nu că a început să plouă. Tunete. A fost din ăla. Rupere de nor, de aia, oribilă. Nu a fost Twister din ăla. Ciclon de ăla. Twister. Așa, Twister. Mister. Tornado. Mister. Și la un dat a căzut scena. A căzut scena. A căzut scena? Da. A căzut scena, toate s-au rupt. Cu voi pe scenă? Pe scenă. Toată apa a căzut pe toate instrumentele și acum, vai, mi-aduc aminte că două clape s-au, la revedere, acolo le-am lăsat. Și amplificatorul tău. Wow. Și a fost prima dată când noi am intrat pe scenă și ne-a dat vremea, ciclonul, ne-a dat afară. Și eram atât de uimiți de ce se întâmplă încât ziceam, formidabil. Și vremea a ținut cu Antonia, a lăsat-o să cânte. Leu. Și am zis, băi, Antonia, asta e forța naturii. Nu, nasol, îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Da, da, hai că îți completez cu alta, mă, frumoasă. Mă întâlnesc cu Alex, cu... Când v-ați cunoscut voi doi? Cunoscut sau când ne-am combinat? Nu, când v-ați cunoscut? Prima dată când v-ați întâlnit, îți spun și de ce. Ne-am de cunoscut, ce? Nu știu, acum mulți ani. Acum deci mulți ani? Deci noi facem 11 ani. Deci, acum, în urmă cu 12 ani, 12-13 ani, am avut o cântare cu Alex în, da, aceeași, în același context și eu cu Alex am luat avionul. Ok. Și fii atent. Mă pun Alex lângă mine și stăm amândoi așa. El se uita așa și vrea să spună ceva, dar nu putea să spună. Zic, ce se întâmplă? Băi, cred că m-am îndrăgostit. Vorbesc serios, asta nu o să o știi niciodată și n-ai avut de să știi că a vorbit-o cu mine. De cine? El nu spunea, nu vrea să spună, știi? Și ții minte că atunci am văzut un om super îndrăgostit. Drept pentru care, cunoscându-l și am văzut momentul ăla al primei, nu știu, când l-a lovit flama. Da. Așa iubesc oltenii. Bă, lasă-mă cu oltenii cum iubesc oltenii, te rog frumos.
Parcă numai oltenii știu ce e dragoste. Mă rog, îmi cer scuze pentru... Și ții minte că era lângă mine și mi-a dat seama, uite, aici la 6.000 de metri altitudine, că nu se duce la 10.000, așa, ATR-ul. Și zic, uite, omul ăsta îndrăgostit, se comporta total altfel decât se comporta de obicei, nu plin, știi, da, stăpân pe situație. Și mi-a zis, uite, mă, s-a îndrăgostit. Eu zic, și spune-i. Și ții minte că am purtat discuția asta cu el undeva în avion, spune-i că ești îndrăgostit. Da, da, da. Și după aceea a coborât avionul, probabil l-a luat în vedere sfaturile mele. Altfel nu-mi explic. După cum vezi. Proia a zis, Antonia. Eu te iubesc. Eu te iubesc, fetițo. Realizezi? Știi, a căzut. Ai căzut pe spate și așa mai departe. Dar mi s-a părut senzațional că n-aveam cum să-i spui decât ție. Mă rog, și celor care... celor șase care ne urmăresc. Acum sunt doi. De fapt, acum sunt trei. Maia, Achim și Dominic, da, sunt în fața. Da, și da. Acum își dau să le pun. E, cam așa asta, copii. Unde dragoste nu e, nimic nu e. Unu, așa doi, a făcut trei, inima lui. Patru și după aia, da. Știi cum a făcut inima lui Alex? Dum, dum, dum. De-aia mi-a plăcut piesa asta. Asta, asta nu e inima lui Alexie. O chestie. Da. Dum-dum a trecut, asta a trecut, asta a trecut. Ah, perfect. Draga mea, ne aflăm pe ultima sută de metri de acestei nebunii. Da. O sperie când fac... Cel mai nasol. Da. Ține-te bine. Nu cred. Praise yourself. Deci nu cred că faceți chestia asta. Empty spaces, what are we living for? Oh nu, colegii mei glumesc ca de obicei. Haide, zi-o acum că... Și acum întrebările. Între noi fie vorba, este cel mai jalnic jingle pe care l-ați dat vreodată. Wow. Îmi pare... Da, da, da. Așa, da. Antonia? Mamă, ce tare, și eu am vrut întotdeauna să fac asta. Este cea mai grea întrebare care, pe care să-mi nimeni... Puteți să-mi faceți și mie, vă rog? Da. Hai. Yeah. Băi, senzațional. Uau, ce tare. Eu aș vrea, aș probleme la George Enescu, la festival, să fii dirijor. Ți-ar fi plăcut vreodată să fii dirijor? Nu. Ia. Yeah. Ce? Ce-ți? Oh my God. Ia, yeah, ia. Yeah. Atenție. Ce? Formidabil. Nu știu că asta există, bă. Formidabil. Vreau să fac ceva nervos. Ce sunt? Ce romantic. Nu, tu mi-ai. Nu, eu-s de vină. Eu-s de vină că era. Bă, nu m-a simțit nevoia să te... Nu. Când face un pianist când dirijorul face... Da, ridică mâinile. Da. Ah, tare. A transpirat la sub braț. Ciao. Da. Ok. Ce ți-ai fi dorit să fii în viață? Ceea ce ești acum? Nu, sunt bine, apropo. E perfect. Ești bine. Mm. Da, e ok. Deci eu în viața mea n-am cunoscut o persoană mai... Nu. Până la loc. Ce s-a întâmplat? S-a mai dat femeia aici? Îți spun imediat. Stai, mă. Ăsta e cârcotaș. Ăla ce? Fixez părul. Super. Vrei? Da. E tare rău, e stick. Nu. Da, ce trebuie, da. Așadar, doamnelor și domnilor, acestea sunt întrebările. Și asta de cum? I believe I can fly. N-ar trebui să cântăm piesa asta acum. I believe I can say goodbye.
think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Doamne, doamne. Antonia, care este cea mai frumoasă femeie din România? Acum îmi pui și mie întrebarea asta. Mamă, nu, nu te-a durut pumnul? Ba da. Că rup masa. Stejar masiv. Mădălina Ghenea. Să intre Mădălina Ghenea. Cum? N-am mai avut răbdare? N-am plecat. Mai avut răbdare. Mădălina, te sărutăm. A doua întrebare. România sau SUA? Greu. Greu. Eu nu pun întrebări ușoare. Asta să știi. Întrebările de aici sunt foarte grele. Nu pot să aleg. Perfect, o să fie la mijloc. Între. Între, e pe picii în Oceanul Atlantic. Succes. Așa. Atenție. Mama artistă sau artistă mamă? Na. Artistă mamă. Perfect. Ce e mai sexy și atrăgător la un bărbat? Pătrățelele sau tatuajele? Pătrățelele. Mâna sus cine are pătrățele. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc, Andreea. O să spun numai că dacă ai pătrățele, draga mea. Așa. E o întrebare foarte interesantă asta și cred că ai cunoscut artiști de genul ăsta. Cel mai subapreciat artist român este, după părerea ta? Subapreciat? Adică opinia publică nu-l bagă în seamă. Ar mai trebui să-l bage în seamă. Nu știu. Nu știi? Nu. Tu știi? Eu știu niște tineri, dar au tot timpul să crească. Eu cred că actorii sunt foarte... Și artiști de genul ăsta. Da. Eu cred că actorii sunt foarte subapreciați și ei trebuie să beneficieze de o nouă strategie, o politică nouă pentru a fi... Mai în față. Exact. Așa e părerea, asta e părerea mea. Da. Aguilera sau Beyoncé? Beyoncé. Vezi? Vezi? Ce exact înseamnă? Ce-am zis? Eu vorbesc cu Beyoncé acum. Ah. Ai văzut? Ea știe și românește. Cel mai bun serial pe care l-ai urmărit tu, cum se numește? Mie mi-a plăcut foarte mult Euphoria. Euphoria? Da. Eu nu l-am văzut pe ăsta. Zendaya. Zendaya. Știu că e acting alt nivel. Pe bune. Și muzica. Îmi place foarte mult de pe soundtrack. Euphoria. Eu nu l-am văzut pe ăsta. Notă. Deci merită acum, să mă uit la el. Da, și acum mă uit la Jane the Virgin. Nu cred. Da, Jane e drăguț. E cheesy, dar îmi place. Câteodată ne trebuie și cheesy. Mi-a plăcut și You. Acum am încercat care, să care? You. You? Ah, You. E preferatul meu. Da, sezonul 2, nu știu ce, primele două episoade nu mai, cred că trebuie să mai încerc. Nu te lăsa prinsă. Mergi mai departe. M-am lăsat. Dar deci, fii atent aici. Un singur lucru vreau să spun și nu fac niciun spoiler. Primele trei sezoane sunt oarecum la fel. Din al patrulea o să vezi o schimbare. La de... You, măi? You. A apărut și... Da. Sunt patru sezoane? Da. Wow. What am I telling you right now? I mean, I don't know. I thought that you were like, you know, improvising or some shit. You, it's you. Fii atent aici. Okay. E formidabil că în sezonul ăsta 4... Să nu dai spoilere. Nu-ți dau, atâta spun. Păi nu mie și... Atâta spun. În sezonul ăsta 4, 3 puncte de suspans. Ok. Vezi că ți s-au strâmbat ochelarii, Cristiane. Perfect. De la You. Antonia. Yeah? Artistul român cu care încă nu ai colaborat, dar ți-ai dori este... Delia. Interesant ce zici. Și ea zice cu mine, eu cu ea, dar n-apucăm niciodată să intrăm în studio. De ce zici interesant? Și Horia Brânciu. Ca ai zis, n-ai zis femei acum, și n-am femei zis și bărbat. Femei, exact. Deci la femei Delia? Da, la bărbați Horia Brânciu. Acum cine se uită la podcastul ăsta? Perfect. O să facem un prinț cu o prințesă. Numai cu Horia e cam Horia trecut. Brânciu și... Au, de ce-mi o să facem bunicul și prințesa.
Haide mă, exagerezi. Ok, o să facem balaur. De ce? Știu. Știu. It's Brenciu the Showman and the Princess. Yes. Dar știu ce spectacol ni se potrivește nou. Ce? Frumoasa și Bestia. Iată, am rezolvat-o și pe asta. Gata, gata. Trebuie să jucăm într-un musical așa. Băi, fii atent aici. Eu când termin podcastul ăsta... Ce, o să sun pe cineva? O să sun pe cineva. Nu, nu, gata. La mulți ani. Dacă nu duc, adică gen, ok. Dacă nu duci, va fi ok. Mă fac de rușine. Nu, nu, nu. Dar dacă îl duci, la mulți ani. La New York cu noi. Broadway. Yep. Știi ce mi-a plăcut cel mai mult la... Mi-a plăcut foarte mult Santa Monica. Podul ăla, pier-ul ăla către mare. N-am ajuns acolo, să știi. Nu. Puteam să mint, să zic, da, e tare. Domnul manager... n-a plecat. Alex nu a plecat, a plecat. Nu, nu a plecat în câmp aici lângă noi. Andreea? Da. Două bilete business class la Los Angeles. Ia uite. Te rog mult. Deja le căuta. Și mai zici? Să avem două camere separate, mă rog. Vrei? Nu. Două camere separate. Ia-le pe lângă Santa Monica. Că o duc eu pe lângă Santa Monica. Să vedem The Bridge. Cred că eram în urmă cu vreo 14-15 ani la Santa Monica. Am fost vreo câteva ori acolo. Și când am intrat într-un bar, atunci îmi puneam problema dacă vreodată o să pierd tot în România. Ce fac? O să faci, da. Și mă gândeam dacă destinul mă pune aici în America, zic, descurcă-te. În barul ăsta. Go ahead. Și am văzut acolo cum au barurile și tradiția asta este foarte îndelungată. Când dau karaoke, păi vin la karaoke, încep să cânt la karaoke, devin atracția karaoke-lui, pentru că știu toate melodiile, și după aceea o să vină bartenderul și o să vină ownerul și o să zică, cât vrei să fie aici în fiecare zi? Bine. Dați-mi și mine $10 pe seară. Perfect. Scuzați-mă. Și două camere, că vine și Antonia ca să privim la Santa Monica. Am luat. Deci asta îmi trecea mie cu mult timp în urmă în cap. Dar între timp... Te descurzi, sigur, orice ar fi. Da. Cu tine ar fi mai bine, mai ușor. Santa Monica. Santa Monica. Monica Santa. Santa Monica. Așadar, după Santa Monica, mergem mai departe? Unde te-ai descurcat mai bine? La Survivor sau America Express? Nu, cum ai zis, la Survivor. Cred că m-aș descurca bine la Asia Express. Nu. Bine, am zis, nu pot fără mâncare, dar și acolo cam mor de foame în Asia Express. Băi. Dar în aceeași timp, la Survivor, acolo, trebuie Survivor. Să faci zi. Obstacolele alea, așa, cred că aș leșina dacă n-aveam mâncare. De la soare, de la tot. Deci eu cred că... Listen to me now. Okay. Listen to me now. Fii atent aici, ce simt eu despre tine. Ar fi bine să te duci... Fac ură dacă nu mănânc. Fii atent aici. Te înțeleg. Dar tu, sunt... Hello, I'm Antonia. I'm on a reality show. Păi da. Please, you have some food? Deci, tu, când... Du-te așa, please. Ți-ar da mâncare, please. Poftiți. Antonia, help you're... me. Fac pariu că l-ar băga pe Alex la înaintare. Nu, asta e următoarea. Nu. Apropo, l-ai luat pe Alex? Clar. Păi pe cine? Nu știu, tu știi. Tot tu vrei să vii cu mine și acolo? Mergem. Dacă, de exemplu... așa, Horia. Știi, da, dacă... Mă sacrific. But it's not sacrifice, just a simple word. Dar poți să te întreb și eu pe tine, da. Unde crezi că te-ai descurcat tu cel mai bine? Ești prima care mă întreabă. Survivor sau... Asia Express, Asia, America, whatever. Indonesia. Eu cred Indonesia. Că m-aș descurca la supraviețuitorul. Really? Da. Nu. La Express. Exact. Express. Aia. Și, iartă-mă, dar te-aș lua pe tine. Ok. Pentru că... Te folosești gen... Fii atent. Tu nu zici nimic. Nu, dați-mi de mâncare. Aoleu, uite cine ăsta. Prietena mea... Prietenul meu e bolnav. Nu. Prietena mea e foarte tristă. Și când se vede... Păi imediat îți dă de mâncare ție. Deci eu cred că Antonia... Și eu zic, te rog, el e bolnav. You know?
Nu, ce mai chestie. Deci dacă ar fi Antonia cu mine, cred că ar rezolva toate problemele. De aia nu se duce Antonia, pentru că ea, eu cred că toată lumea o să-i cadă la picioare. Da, sigur. De-aia vin eu ca să contrabalansez lucrurile, știi? Alergare pe bandă sau în parc? Pe bandă. Adică dacă te invit în parc, nu o să ieși niciodată cu mine? Pentru că în parc sunt aia. Exact. Cine sunt aia? Exact. Eu top asta ce... din alea. Pă bun, nu cred. Am alergat și un parc și la fel. Da, la fel și s-a spus. Okay. Ok. Ok. Ultima întrebare. Dacă ai fi regizor și ai face un film polițist și l-ai chema pe Alex la casting, în ce rol l-ai distribui? Negativ. Măi! Da, nu, e prea previzibil, știi? Ce rol? Au! What role do you think? Wait, let me think. Ce poți să fii? I give you time. Poți să fii ori deținut? Nu, undercover. Măi, Anton, undercover, te cheamă Antonia? Bă, dar ăsta se... Tu te crezi regizoarea Antonia, mă? Anton. Cum? Anton. Anton, da. Să fie... La care dă amenzi de parcare. De parcări. Ăla, cum am zis. Știi ce vreau să spun? Da. Cum? Un polițist? Comunitar. Un polițist comunitar care dă amenzi? Poftiți. Da, vă rog, trebuie să plătiți. Exact. Vă rog. Nu. Să facă poze la plăcuțe, dar nu. Dragul meu, Alex, cred că noi doi ne vom găsi ce face în America. Eu cânt și tu dai amenzi. Perfect. Pentru că ai răspuns foarte frumos la toate întrebările. Îmi dai ceva dulce? Uite ce. În primul rând fac desert. Loc. Pentru că sunt mai multe lucruri care vor veni pe masă. Mi-e frică. Ceva viu? Mulțumim. Da. În primul rând... Să rămân pentru masă. Stai să crești mare. Pentru că ai răspuns corect... Ia ce mai scoți de sub masă? Aia de ploaie. Îți dăruim acest lucru. Ce este asta? Ai parfum, nebunule. For her, nu mă nebuni. Ai parfum? Ia uite-l. Întrebările acestea. Mamă, nu și-au rostul, draga mea. Mamă, ce tare ești! Wow! Câteodată urși și se mai dau cu parfum. Da, vezi cum face așa, nu seamănă cu Leonardo DiCaprio. Ba da, puțin, Leonardo da. DiCaprio? Era să zic, da. Aproape te confund. Mă voi scufunda, Kate. Rămâi tu pe această ușă de dulap. Kate? Nu era Rose? Nu, ești Kate. Eu am Leo. Poți să-mi spui Leo. Rămâi tu pe această bucată. Uite ce frumos. Și acum? Se cheamă... Happy. Her. I am happy. Clap along. Nu. Nenorocite ești, băi! Nu, e bine, doar că mi-ai intrat în... Da. Mamă, ce tare e. Super bun. Wow. 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 Mă duc acasă la Alex. Wow. Super bun. Woo! Iar acum o secvență din casa Alex întreabă. Antonia. Cu ce te-ai dat? Ce cu parfumul ăsta? Cu ce te-ai dat? M-am dat cu Happy for Her by Horia Brânciu. Ah. Woo! Și eu să te întrebe, dar pentru băieți are? Ia, întreabă-mă. Ah, dar pentru băieți are? Sigur. Ia uite-l. Fai de capul meu. Alex, pentru tine ăsta. Wow, mulțumim. Mai am o întrebare. Ah. Dar pentru copii ai? Da, pentru copii din mulțumesc. Noi vine chiar acum. Cu plăcere. Mulțumesc. Pentru copiii din noi, vine chiar acum. Wow. O selecție. Selecta. O selecție. Nu? A murit. A, nu. A murit. Nu. Mi-a intrat. De câte ori oare m-am dat? Trebuie să dați înapoi după aia să vedeți. 1, 2, 3, 4, 5, să număr. Vedeți acum de câte ori s-a dat Antonia, da, cu parfumul. Sunt chiar foarte curioasă. Super bun.
În sfârșit. Deși atentă. Ai mai râs așa într-un podcast? Nu, nu, de mult. Recunoaște. De mult, de mult. Aceste, mă uit la aceste prăjituri. Frere jacă, frere jacă, dorme-vu, dorme-vu, să le iau pe toate, să le iau pe toate. Ding, ding, ding. Trebuie să facem un challenge și cu astea. Că plec, mai puțin și gata. Mai puțin și ne despărțim. Da. Dar pentru o clipă. Cred că Alex, da? Alex acum și-a notat. Alex e pe acolo, mănâncă ceva. Este acolo, se uită cu... L-a tras parfumul. Nu, 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 nu. El acum zâmbește pentru că a simțit parfumul pentru her. Mm. Aici avem un ecler minion. Ce vrei să începem? Eu nici atât am deci terminat. Deci n-ai curat. Băi, fantastic. Deci e pentru... Da, trebuie să facem uite, ceva. Uite, fac orice vrei tu. Dar dacă te chem să dai... Să dai o probă pentru un musical. Aoleu, mă gândesc. Ok. E tot totuși am spus ceva. E un pas. Baby step, știi cum e. Ce facem aici? Deci îți place ciocolata asta? Nu. Ia. Am nu. Ceva? În dinți, e bine? Zi. Hai că poza asta o să fie virală. Nu. Dar lacrimile mele, vreau să le șterg. De ce îmi dai astea? Ți-e rușine cu mine? Mamă, fac carii, 100% de dulce. Nu, nu, nu. Oh my God. Oh my God. Deci nu, e clar. Eu cred că băieții tăi și Maia, bineînțeles, când vine acasă, scuze-mă, da? Vine acasă și nu vine acasă pentru că trebuie să-mi doarcă acasă, nu. De ce vă grăbiți copiii acasă? Întreabă doamnele de la școală. Ne distrăm cu mama în fiecare zi. Da, și vezi și tata, la fel. Alex se prostește mult? Dar ce crezi că e așa? Nu. Băi, eu cum mă cunosc pe mine, da. Nu mi-ar trebui un bărbat care pot bravo, să râd da, împreună bravo. Cu el? N-aș putea să stau să știi că râsul... împreună cu ce? Eu mă hrănesc după asta. Să râs, cu gura. Nicio problemă și eu am nicât de gând. Râsul este, cred că, una dintre cheile foarte importante pentru a menține o relație sănătoasă. Pe bune, pentru mine chiar contează. Eu așa funny să fiu cu ceva serios. M-aș plictisi rău. Pentru că ai dat dovadă de umor, ia, muzicalitate. Mama mea... Păi tu m-ai obișnuit, da, eu tot te-ai scos chestii de pe aici. Că, tu trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Cum e aia ciocolată? Nu trebuia să mănânci o portocală, ceva. Mamă. Pâinea asta, pâinea cea de toate zilele. Uite, Cristiane, pentru că ai fost cu minte, uite, ți arăt. Și mie îmi ziceai ceva, pentru că ești nu știu cum. Pentru cadouri. Pentru că ai fost cu minte, muzicală și ai dat curs tuturor nebuniilor care ți-au trecut prin cap, noi te premiem. Un afiș cu tine. Cu un afiș cu mine? Da. Ar fi prea puțin. Te premiem? Alcool. Să mă îmbăt. Ați fiu și mai nebună. Băi, nebunești. Nebună te-am cunoscut, nebunești. Din partea domeniilor, cu să ai un pahar și un vin alb care îți place, am văzut. Mulțumesc, că... foarte frumoasă stica. Da. Super, vă mulțumesc. Cu, nu ai pentru ce. Deci, ca și... Și? Stai cu el, te rog. Nu! Ca să înțelegi. Și ce mai îmi dai? E foarte important să știi. Îți mai dau o chestie care nu o să-ți placă. Glumesc. De fiecare dată când vei veni la noi, să te simți bine, dar nu trebuie de fiecare dată să mă confunzi cu Moș Crăciun, că nu o să am darul de fiecare dată. Nu mai glumesc cu tine.
prăjituri voi avea de fiecare dată pentru tine. Mulțumesc, chiar m-am simțit mare drag. Super aici la și voi. Și acum ultimul cadou care nu o să-ți placă. De ce? Îți spun imediat. Pentru că piesa asta n-ai cântat-o niciodată. E piesa ta? Da. Mamă, mi-ai zis să mă uit la ea și n-am apucat. Această piesă se numește Lucruri Simple. Ea dă titlul acestui podcast. Și acum, pentru prima dată, colegii mei vor cânta refrenul. Ia, toată, lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus. 3 și... Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine, vreau și mâine. Același cel senin. Același cel senin. Mulțumesc. Vă concediez. Foarte okay. Frumos. Nu. Nu, glumeam, am glumit. A fost super. Am glumit. Deci, sunt cele mai simple. Eu când primul și aceeași linie melodică după mine. Hai. Mama mea. Maybe I'm... Deci, pentru asta că... Asta e. You know it's true. Every do, am crezut cântii cum e. I do it for you. Doamne, dacă doriți încă o dată un podcast cu doi nebuni, suntem aici. Să nu se plictisească, că eu vin cu cea mai mare plăcere. Chiar a fost o experiență superbă. Mulțumesc, toți foarte tare. Foarte talentați, vă apreciez. Tu să lași 3 derbede acasă și pe Maia și să vii la mine, pentru mine a fost o mare plăcere. Mulțumesc. Sper ca visurile noastre toate să se contopească odată și să colaborăm. Trebuie. Eu sunt mai disponibil decât Delia. Să știi că eu stau aici zi și noapte. Cum? Și... suntem aproape, să știi că locuiesc pe aici. Nu cred! Da. Colaborarea e ca făcută. Melodia se va numi Băneasa. Pipera. Băneasa. Sau Băneasa. Perfect. Îmi pun căștile, acum. Acum îmi pun căștile. If I were a boy. If I were a boy. Te mai gândești la ceva ce merge pe asta? Da. Alabama. Nu glumesc, am inventat ceva country. Georgia. Gata. Georgia. Gata. Băi, ia-te aici ce zace copilul ăsta. Lucruri, nu știu cum merge. Aș fi vrut să-l fi cântat, da. Oh, Doamne. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Eu îți mulțumesc. Antonia Clara Iacobescu. La mulți ani pentru aprilie. Mulțumesc. Și nu uita, Cristofor Columb și acum îi zice, am descoperit America. Nu, Antonia a descoperit America. Acum mi se duce capul. Gata. Wow. Nu? Na. Asta era ceva. Get a better day for you and for me. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you don't care enough for them living, make a better place for you and for me. Am cântat-o pe acu. Such a lovely place, such a lovely place. E și aia o piesă, care e? Ah, Welcome to the Home of California. Da, e minor. Da, stai.
Mi-a venit și such a lovely place. Such a lovely place. Nu știu ce. Poate găsim și un colind acum? Tu trebuie să vii mai des aici la noi. Îți spun eu, eu cred că ne ajunge o singură ședință și s-o scoatem piesa. Hai, gata. Și lucruri simple, compuse de Cristian, este așa. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Eu nu caut cuvinte greu de înțeles. Am luat pe el. Refren. Orice ni se aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Yeah. Mie de ajuns la muzica, mie de ajuns privirea ta. Și tu poți. Da. Lucruri simple voi păstra. Astăzi, doamnă și domnilor, lucru simple. A fost Cristi. A fost Vali. A fost Marius. Toată lumea cu noi. A fost Cristi și toată lumea. Și mai departe. Cool, man. Antonia. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața. Wow, mi-a venit de lângă perna ta. Mi-a venit cu o chestie, încă o piesă. Come on, man. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă iert și and speranța. Nu te vei schimba. There's no talking to you. Yeah, come on, Ayan. No matter how hard I try, you keep pushing me aside, but I don't do.
There's nothing, talking to you. I just can't be believe. Ce aia puteam? Do you believe in love after love? I can feel something inside myself. Didn't I think it's something enough? Îi mulțumim foarte mult invitatea noastră, Cher, care a venit thank de peste you, ocean. Thank you so much, yeah. Cher, arăți minunat. Mulțumesc. Cher, mă țin, da. Do you believe in love? Yes, I do. Do you believe? I believe in love. Share, share. Yeah. Share with me. I gotta go pee-pee. Be right back. Să știți că l-avem și pe Shaggy. Iară când să iei și be treated. Dumnezeule mare, îl faci... Yeah. Îl faci mai bine decât Connector. Iară când să iei și be treated. Îl face mai bine. Îl face și el, n-am știut. Dar tu îl faci cel mai bine. Sau... Relu, îmi pare rău, dar te-a luat. Nu cred așa ceva. Da. It wasn't me. You're a queen and that's how you should be treated. Tom, tom, and a mission completed. Wow. Nu mai știu. Yeah. I think I did it again. I made you believe. Oh, I'm more than just friend. So, I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights. Waiting for someone. Yeah, licking your lips and blowing kisses my way. But that don't mean I'm gonna... Baby, baby, baby. Hai să luăm de la capăt. Hai de drumul din nou. Licking my lips are small and humble. Asta-i, nu, asta-i. Copiii trei, am de la așa că... I'm off the night, you know my hips so... Bine ați venit, doamnă și domnilor, astăzi un podcast obișnuit, normal. Astăzi îi spunem bine ai venit... Bine ai venit, Shakira Iacobescu! Oh, mulțumesc frumos! Le-ro-lo-le-lo-le, I'm at your feet, whenever we're meant to be too. I'll be there when you will be, and that's the deal, my dear. Mulțumim foarte mult! Așa trebuie să stau, acum am rămas așa. Oh, Doamne! Unde te-am găsit eu, Antonie? Bineînțeles, acum fiind acceptată drept polițist, nu m-am pățat asta niciodată. Oh, bine! Atât! Atât în cap! Atât! Îmi pare rău, nu-mi cape mai mult! Ai și căștile! Da, căștile, da. Polițiștii n-au căști. Au găști. Aha! Sau haită! Uitați să spun. Stai. Știi care e salutul unei haite? Haita! Așa se salută? Nu poate bun asta. Asta este gen un banc? Nu, m-am creat eu. Haita de acțiune, cum să-i zici? Haita! Mai aveți prăjituri acolo? N-ai cum. Ești... Concedere în masă astăzi. Și nu uita, Horia, să facem și nu uita, Horia, ne vedem în studio.